Oops. Pô, se eu bater em Bolsonaro, dá que não te supere. Oi, baga se machinar em Bolsonaro, não, sei. Pô, se o bug machinar um Bolsonaro, tu ganhaste? Já tens por outro, faz. Diz-se amor, tu és nesse sentido, faz. Parque azucar, mano, cara. Salute. Vamos, mas isso termina meio justo. Am răcebă. Ce istoria să le conservă? Noi corona.
Salut, bosule. Salut, salut. Urcă sus. Vreau și eu un pistol SNS, dacă se poate. 23.000. Cât face? 23.000, urcă sus. Te las și la un garaj după. Asta e proces, face. Am avere, urcă sus, cum trebuie, cum i-arunci bani de acolo. Nu-ți rușine, ești nesimțit? Mă auzi? Bă, ești prost sau te faci? Băi, mă auzi? Nu stai chiar pe whisper. Mă auzi, mă? Da, mă auzi? Da, am zis 23.000. Bagă banii torbeta acolo și te-l dau după. Cât? 23! 23.000. Ăsta n-are centură la dace. Gata, bossule. Mersi mult. O să plec? Acum poți să pleci, dar las, te las la un garaj, că nu-s... Bun, mersi, mersi. Da, la dat cine ai centură? Întreb și eu pentru un prieten. Gata. Du-te. Salut, mersi. Învârtindu-te. Ce zici, mă, Răzvan, mă? Uite pe aici. Încerc să fac bani ca să... Cât mai mulți bani ca să-mi iau suprim. Ia, nu mă urmărește poliția. Nu. Ia să vedem ce pistol vrei. Salut, șerif. Dă-mi și mie un de la de 23.000 dacă ai, te rog. Ok, bine încoace, bagă bani torpedo și tu nu. În curs să mă ligi, voi, Răzvan. 1-0. Atât, șerif? Mersi mult, te pup. O seară bună. Salut. Se merte scumpe sponsor. Bă... Cât e? 200 parcă? Nu știu ce zic, da, da, dacă mereu faci... Dai jafuri la magazin, da. Se merte dacă dai jafuri la magazin. Cel mai... Bă, o nebunit ăsta cu speciala lui, cu aia. Parcă aveam o cărăbină aici. Normal. Da. 270 lei. Bă, acum, na, dacă ești într-un gang sau mafie ceva, își dai mereu jofurile magazin, da, să merte, că primește arme. Și una. Îi... 80% șanse să mori la jofurile magazin, știi? Așa primești arme, te doare la bască. Mai ales dacă ai și weapon dealer, te duci mașina pe parcă, lejer. Domn șerif. Da, frate. Mai e nebunit cu apelul ăla. De jumătate de oră cauți o specială. Mă auzi? Zi acum, zi acum. Am zis că de jumătate de oră cauți speciala aia. Normal, și nimeni nu vinde, frate. O carabină normală, nu vrei? Nu, nu. A, mă, șefule. Nici tu n-ai? Nu. Am avut, dar le-am dat. Ce pula mea să fac cu aia? Păi nu știu. Dacă nu vezi că nu are nimeni, nu știu, ia-ți altceva. Dar nu pot să joc cu altceva, că-i pe sau în schimb, uite, dacă ai ceva, un mijloc de transport să merge prea pe barcă, ți-a una. Pe
eu cu jetele, ca-ti mergem, ca n-am avion, n-am elicopter. Nu știu, poate ai elicopter, ceva, avion. N-am, rachetă. N-am, programe așa. Ce să fac, șef? Ți-am zis, am doar apel atunci. Am doar carabine. Mai fă apeluri atunci. Să-mi zici dacă îți acceptă cineva. Câți au venit până acum? Nimeni. Cum nu? Adică ai făcut apel și nu a venit nimeni? Nu. Bă, dar am văzut că ai făcut vreo 6 apeluri. Păi am făcut, fac, în continuu, pula mea, dar nu vine nici drag. Ciudat. Nu vine nimeni. Bine, doar șef, ce să zic? Eu te las. Paftă l-a găsit specială. Mersi. Ia tu, la care ăsta? Bă! Hai să-mi dai special carabin. Dar ce mă vezi, mă, weapon dealer? Unde până să știu ce ai ești, cine ești? Hai să nu ai. Nu mă, nu, n-am. Mă, ești mai coxat. Să mă anunț dacă te răzgândești vreo normală în loc de specială. Nu cumpărați unul rus, mă? 2 milioane fultonat? A fost mașina mea de suflet. Răcește motorul? Hai că răcește motorul. Așa o să rulez la următorul accident. De unde bani? La muncă, dracu! Mai aici mai dură și cepele realitățile pe veți. Țineți-vă femeile în casă! Mamă, mă, de bunită asta. Ia zi tu, șerif, ce ai pățit? Am loc? Oh, doamne! Am loc, mă? Vedem ce mai era. Ce beneficii mai dădea. Ionel cu pălărie, Ionel cu pălărie. Pași dedicații? Eu nu mai zic să fii tare în gură. Albinuță rea. Nu, dar a fost aici, când scriam că nici cântăresc, da. Poate pun albinuțele pe tine, firel drec. Deci, copil fătut.
futu-ți barele, măte. Ia așa, mai cazi pe burtă. Răsuța, măte. Așa. Magazinul ce? Hai, nu mai intru. S-a luat de la acela second. A, frate, tryhard, fără papuci, ăsta de pași. Frate, vă place aforic? Ia, cine e la aforic? Ia zi, mă, trebuie să cote ulen, 21. Știu, mă. Mi-ai zis, dracu. Eu ne cupăruri. Mi-a dat una. Cred că l-am omorât. O, da, după-mi pula mea. Ia uite talpa. Adică văd. Cum ești arat? De la Eulen. Păi doar de la Eulen te îmbraci și-ți place. Păi normal, trebuie scot de Eulen 2021. Dar pe acolo te învârți, ea? N-au nevoie, mă, față de rata. Mamă, toți au venit pe partea asta. Vien o Tony, dar ce Dani nu-ți mai place, a? Auzi, vien o Tony. Mă duc acolo și zic, da, eu sunt Tony. Tony Montana. Care e pe vinul cu cana? Păi dă-te mă câte găra, mă, uite. Ia
Alo, da, eu sunt Tony. Tony Montana. Salut, Montana, Tony. Ia zi. Ia spune, domnul, care sunt prețurile? Bună ziua. Prețurile la ce? La jucării. Așa, deci începem de la 8000 băta. La ce mai ieftin? Bun, lasă-mă să vorbesc. 8000 băta, 15000 cu cuțitul ăsta. 23.000 pistolul SNS, 53.000 Deagle, 55.500 pistol heavy. Pistolul să fie... A? 3 pistoale. 3 pistoale de alea ieftine la 23.000? Da, la... De bun. Pupuleți. Hai, hai, hai cu mine, că nu le-am la mine. Adică tu nu mi se pare. Da. Hai urcă la mine, mă. Hai după mine. Ce mașină are? Păi nu. Mă, caia aia. Mașină a lui. Mama, 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 ce dulceasă mașină. Hai, gata, nu mai de ochi am mașină. Deci 3 ai zis, da? Da, da. De fapt, cât ar costa un are? 140.000. 140.000. Și un SMG? SMG, stai așa să mi-a aduc aminte. De exemplu, un Uzi. Uzi micro SMG, 80.000. Deci două pistoale și un Uzi. Ok. Bun, deci două pistoale, 46.000. 46 și cu 80, cât trebuie să facem? Ai, uite, să du-te repede și ia bani. Vine 126.000, șefule. 126.000, dar cât costă de cu pistoalele? De cât pistoare? Da, 23 ori 3. Vin 69.000. Ok, îți dau băieții ăștia banii și după îți dai 80.000. Păi stai așa, bă. Păi, bă. Două pistoale, nu? 3 pistoale la 69.000. Păi, tu vrei mă pistol de Dumnezeu? Nu, asta am zis, eu vreau un Uzi și băieții ăștia dă-i două pistoale. Ok, 46.000 pistoale și 80.000 Uzi. Da. Simplu. Las că o să vină și băiatul ăla. Mai spune-mi cu bani. Microsemnice. Da mă, 46.000 două pistoale cu aia. Dar nu cred că poate să am tot ceodată. Stai așa, nu mai am microsemnice, nu? Mamă. Am tot ce să dau la. Și hai să-ți dau și eu ia 80.000. Dar nu mai se flexează, cu aia. Nu se flexează idiotului, scoate marfa din mașină. Trebuie să-mi iau, ce grile are. Ia, prinde-te, nu știi cu grila. Mi-a dat ăla 46.000. Gata, ai luat banii? Da, văd că e mi-e pus acolo în gentuță, stai așa. 40 de milioane, am dat, șef. Dar și care e faza, nu te-am întrebat, care e faza cu glanțele? Da, glanțe, primești o glanță de bani ăștia. A, e bine. Două glanțe sau mai? 250. Băga mea și gura mea.
mai știu unde e marfa, nu? Apoi am vreo 13 mașini. Da, observ. E o mică mare problemă. Am găsit corpul de microSMG, dar n-am clonțe, deci o să-ți dau 10.000 înapoi și o să faci apel la un coleg de-al meu, da? Ok. Doar pentru clonțe, gen, știi? Da, da, da. Stai, ce se întâmplă cu metre, că vorbeau băieții ăștia? Nu am clanțe să-ți dau. Ți-am dat 15.000 înapoi și tu o să mai faci un apel la un coleg de-a meu doar pentru clanțe, știi? Ah, ok, ok. Păi dă-mi o zi și o să fac rost. Da, șef, nicio problemă. Așa, băieții, voi ați dat banii pe pistoale? Da, 4 lei pentru uite-mă. Sigur? De ce dai, mă, futu-ți rasa, mă, tu firea el, a, tu erai. domnule, acela e colegul tău? Da, e un prieten. Domnul colegului. Vine cu acea albule să dau ce țin clonții. Albule, vine cu acea la mine, băi. Așa. Bun. Asta e pe băieți. Altceva. Cu ce vă mai ajut? Nimic, nu mai ajut. Bine. Spor la făcut bani. Am lagba. Am frame drop-uri. Auzi, domnul, dar cum pot să fac rost de un coleg la dumneavoastră? Păi cum m-ai sunat pe mine, mai faci un apel. Ok, dar să nu răspundeți tot dumneavoastră. Nu, domnul. Scrie acolo, vreau și eu gloanțe pentru microSMC. Da, 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 s-a făcut, bună ziua. Te-ai tuns, de asta e soare aici, uite ce soare e. Rosalio! Gata. Ce fac, mă, Rosalio? Bani! Bine pe anunț acolo la Siena. Nu. Hai că mă duc sau bani. E paralizat. Așa, stâlpul mijlocul drumului. Hai că e bine. Ia zi, șefule. Te-ai pus, frate, dă și-mi un pistol. De care? De ăla ieftin? De ăla la 38 sau de 23. N-am la 38, am la 23. Dar la cât ai? 23. Dă-mi de la 23, trage bine ăla. Trage. Dă-mi de ăla, frate. Bagă bani aici, nu ți-l te dau după. Mulțumesc frumos. O seară bună.
Ia zic un metru. Salut, salut, Veri, am și eu nevoie de un pistol, te rog frumos, mai ieftin dacă se poate. 23.000 la mine. Da. 23.000? Da, du-te, mai scoate la bancă. Hai că vin mi-ați, mă aștepți aici, da? Te aștept aici, hai. Vine în 20. Mai ziceți-mă ceva. Iune cu pălărie, am frem dropuri iar. Rasta mate, cu frem dropurile mate. Faci, mă, zău mai întâi banii? Da, șeful, bagă aici, încentuță. Totul bine? Așa, da. Tu aștept, mă, cu fața. Vreți să-l bag în buzunar? O seară bună! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! N-ai pentru ce? Șef cu Rosalie, ai murit? Mhm. Eu am rat răutăcios de mă omoară după ce-s pe jos. Stai așa să vină, că m-am supărat. Tatăl a tot mai ești nebun la cap. Coaie, de ce îmi dai la picioare ești muist de cap? Și după îmi dai și cap. Care dădeam la picioare, dar după aia cu șatganul, care-i bulangiul? Coaie, de ce mi-ai dat la picioare? Eram cu tine, ești muist. Da, am fost singur pe aici. M-ai lăsat în genunchi în fața inamicilor. Cere scuze la mine. De ce-ți dau eu? Deci sunt ok, firea dracu de împiedițat. Bucifist ce ești. Bucifist urât. Every day, every night. N-am ce. Așa. De ca 7. Ale, ale. Internet, voi sunteți ăia durii, față în față coaie, sunteți pielea pulii. Strânsul ești al cineva de când ai dat de net. Mersi. Băi, bulangilor, dacă vă bat pulangul, dacă vă bat, dacă vă bat.
se blochează pampul ăsta cu aia, adică, frate. Marnica, unde ești? Ce pupici dulci. Băi, bulangiilor, dacă vă bat pula în gură, vă necați, futu-vă în inimă. Ai, cine vorbea? Cred că ne o băgăm toți. Să vă pice mâinile, mă, dacă mai dați la picioare. Să mă înjura cu mama, dar nu vă pice mâinile dacă vă dați la picioare. Dacă eu plec acasă, dacă eu plec acasă, dacă ce te deranjea pe tine, că... Trebuie puțin. Băi, și cu ce te gândeai să zic de tine, că am stat o secundă. Băi, dar ce mă ustră în gât. E un faringosuci. Stai, mă. Ce chelii ai? Nu se lega ultimul comentariu. Te razi, te râzi, nu știam ce să... Ce să citesc, ce să înțeleg. Da, am ratat. Oricum cu asul. Unde fugi, mă? Ia zi. Ce, mă? Zic. Dă și mie un pistol. 23.000. Mhm. 23.000 atunci. Cât ai zis, 100? 20... Bă, depinde ce pistol vrei. Păi... Am la 23, 53, 55, 500. Dăm la 23. Nu, bagă bani în geante și le dau. Ok. Pe 5M, gen? Greu, greu, cred că s-a uitat de 4 ori să nu dea. Să nu pun un 0 în plus. Altceva, cu ce te mai servesc? Dacă vrei să așezi puțin să mă duc până la banc să scot niște bani. Păi hai cu mine, că ajungi mai repede. Pentru ce? Ce-ți trebuie? Cuțit? Nu cuțit, gen... un SMG ceva, știi? Un M4, un AK ceva sau de astea, care sunt armele, înseamnă așa, mai de calibru mare, zic. 140.000, carabina. Perfect. Sau asalt SMG, 130.000, parcă. Bun, e mai bun ăla asta, al SMG-ul. A? Da, asalt SMG iau. Asalt SMG să fie atunci. Cât era, mă, asalt SMG-ul?
Asta se merge. Cât costam? 130.000. Nu are nicio treabă. Bă, că mi-aș pula în mătă. Fuge, am futut Dumnezeu, mate. Stai că nu e mașina aia, e în alta. Am dat mergi în mașina astea de VIP să bagi în portbagaj? Da, cum? Oh, lux. Ce-a pupat, mersi mult. Ceau, ceau. Nu, hai mă, futu-ți mașina, măti. Apasă pe mata. Dar nu mai dă nimeni și la bancă, mă? Hai, frame drop-ul lui Dumnezeu, mătii. Ia zi vene. 15.000. Da, frate. 15.000. Da, 13.000. 15.000 am zis. Da, da, am 13. Mănânci Porsche, n-ai cum, minți. Vrei să-ți arăt că am 13.000. Mă lași să mă uit în buzunarul tale? Da. Da, bine că ai avut bani de pistol, a? Ce? Bani de pistol ai avut, a? Am avut, că mi-a arătat un bat ieftin. Bine, mă. Hai, dă-i 13.000 cu acea. Hai, vale.
Ai trafip. Mi sper cea mai bună mașină din tot VIP-ul, chiar și din ala Supreme. O, am trecut regera. Ce? Băi, schimbă-ți masă. Ai auzit? Așa. Hello! Mă duc să fumez. Ce faci, mă, fiule? Nu era fiul meu pierdut. Uite-l. Fiul era drept, drept, bun, ca Batman. Cred că e corcit, care părul meu și fața ta. Oooo, am uitat. Tu stânca ta, mă. Ai auzit, mă, bancule? Da, 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 e groasă tu. Stăteam omul pe stâncă. Stă ca vulturul. Da, 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 da. Ia-te-l pe ăla, bă, faci selfie. Băi, nu cu motor ăla să faci selfie. Haide, mă, mai intrat unul. Ăla studiază. Îl studiază pe ăla lui. Are o lucrare, tragi din gură un pic. Da, ok. Avea gâtul strâmb. Salut, frate. Mă bag și eu în vlogul băiatului ăstuia. De ce ai făcut broast? Vreau să mai vorbesc. Bagă. Dezvoltă. Suntem aici, am venit să ne jucăm și noi la pinball. E prima oară când apar în fața camerei. Taci când vorbesc eu! Ia auză-l și pe antrenatul ta. A ieșit din grotă, nu vă speriați. Vom tăia la montaj, nicio problemă. Da, da, vă rog frumos. Scuzați-mi. Cine mai intră e gay. A zis. Așa. Aici în desfășurare. Ce? Bine.
Achilleus ăsta parcă era la G. One shot. Cine, mă? Nimica, ți s-a părut. Ei. Hai, masca ai jos, băi. N-ai cu cine. Păi, dă masca jos. Vezi, băi, unde pui mâna. Băi, de ce mă tragi, mă, de părțurile al dreapul să fii? Cam o mișcați-vă în pula mea. Uite, cred că n-a făcut. Sunt mortul cât ai mei trag în mine cu aia, atâta de prost să fie. Bă, retardatule, nu mai trage, Dumnezeu, iubite. Și pe ala. A lui i-o tras la picioare, lui ala. De unde, Dumnezeu, mă, te trage, tu? Așa de proști să amei în pula mea. Băi, proștilor, dacă vedeți că plecați din aceeași poziție, de ce morții mă tragi? Nu mai înjura, frate. Da, să-mi bag pula masă. Se urcă pe clădirii. Se urcă pe clădirii și trage în lui. A zis să te calmezi, vreau, nu trebuie să zic. Ok, explodează vena. Ia o pauză, nu știu. Switchblade. Cine-i că... bancul? Switchblade, dacă e. Așa, bă, ce am făcut lor mai devreme? Tu ești weapon dealer-ul? Da. Stai un pic, e răcit un pic, coleg. Păi și... ai MG momentan. Și... nu am MG, că tu te încadrezi la... la rezidență. Păi și de ce luați, mă, frate, anunțurile, dacă... Pentru că am jumătate din comanda ta. Chiar o-s curios, păi cine, da, cine are MG? La mine, înseamnă că mie nu-mi vine. Bine, lasă așa. Dar și ce pula mea, îi spui... dar îi spui, pă, le trimeți în pula mea dovadă de când ai lucrat la aia, la Susan, la pula mea, și aia îi dai cândva pula în rezidența lor. Din ce lețe pe... da, du-te în rasa, mă, te pe MC. Nici nu știi să scrii Switchblade și mă, nici cat. Pula mea ta.
Așa, mai bine scrie, cert. Care mai are masca aici? Hai, masca aici jos. Băi, lasă-mă oamenii. Hai! Masca jos, băi, dar ce facem aici? Ori suntem egalori, nu mai suntem. Exact. Hai, masca jos, fata. Domnișoara cu păr alb, masca jos și cămașă verde. Așa, uite ce frumoase sunteți. Poți să pui înapoi. Ia, domnișoara, vină să... Vină, domnișoara, să-ți văd și eu fața. Vină, fața. Domnișoara în verde. Domnișoara în verde. Stai, mă, că-i văd eu fața. Dar nu vor le clatine să sperie de atât în față. Uite ce drăguț e forma asta. Pe bun, eu nu înțeleg ce o poartă toată lumea. Sprâncine e cam groase. Hai bă, masca jos. Masca jos. Masca jos. Băi, n-auziți, mă? Băi. Nu-i aici. Pare că iar o să tragă a noștri în noi. Da. Salut, salut. Salut, șefule. Nu am specială, am carabina normală, dacă te poate ajuta. Da, ai deagle și am, da. Cuțit? Da. Nu am lanternă, apropo. Dați-mi un deagle și un cuțit atunci. Ok. Stai să le spui aici. Cât m-ar face ca să mă pregătesc? 53 cu 15, 68. Da, bravo. Și nu vrei carabină normală în loc de... Așa, nu vreau carabină. Nu vrei carabină normală în loc de special? Da, nu. Ok. Vreau special, că știu că e mai bun. O zi bună. O zi bună. Dar ai un prieten care are carabină? Nu știu, o să... vrei să nu... fac eu apel sau faci tu? Fac eu. Ok, mersi. Ok, salut. Ciao, ciao. O zi bună. Bă, nu vezi că se mișcă. Degajați traficul, vă rog.
Vrei R6? Nu, mersi. Hai de capul meu. Nu, frate, eu vând... Mergem la jefui cu Dacia. Am coace, că am deja 205 de bețe. Vine, mă coace, îți dau 3 de bețe. Băiatul cu Lugano, nu cumpere R6. Nu. Băiatul cu Lugano.
Da, mă. Hai la Jeffrey. Caut pe cineva, dar nu vrei să spune nimeni prost. Ne întâlnim la garajul VIP. Băi, mâinile sus. Mâinile sus. Ce cu voi, mă? A? Ce faceți aici? Ce facem aici? Păi nu știu, vă întreb. Să te așa la vorba. A, ok. Ceau. Să rămână. Am zis că ce fie și pe cineva, da. Daniel a jefuit. Păi, da, n-am, mă, n-ai. Ăștia, n-am ce face. Depende sătul. Frame drop, iar am frame drop. Hai bă, drecușor. Unde ești? Salut! Salut, ia zi! Tu ești ăla? Da, da. Pune un punct pe general acolo, pe aplicația orașului. Ia vezi. Pe aplicația orașului, mă. Sunt păi pune puncte acolo, ți-am zis. Bă, coaie, pe Discord-ul serverului. Zolchi 60333. Da. El. Gata, gata, am pus. Mă auzi? Salut! Stai să dau mai tare. Zici ceva acum. Băi, zici ceva, mă. Auzi? Da, stai că am uitat că-s pe pursul tău. Ok. Unisano sau? A? Nu, mergem, da, mergem cu tetanul tău. Haide, că mă urc în dreapta. Conduc. Nu, sau hai, conduc eu. Stai să-mi pun masca. Bă, m-au nebunit ăștia cu ei, cu special carabina. Vreo 6 carabine, 6 apeluri, numai de special carabine. Am avut și eu, da. Cu bondilor și am făcut bani. Cât ai făcut? Da, am făcut 3 milioane. A, păi am făcut 11. Da, dar mai am vreo 2 special carabine, mai am nu știu dacă a intrat pe acolo. Nu cred că poți să intri pe acolo. Hai, oricum trebuie să iasă la mașină.
Uite-le, l-am văzut, l-am văzut. Stai pe loc. Băi, mai sus. Sus. Ce faci aici? Ai fundi baterie? Nu, ce să fac? Ia, hai încoace pe noi. Hai, după noi. Băgăm aici. Dă-i după el. Păi el, mă, unde duci? Aici, în genunchi, aici. Ia zi, Veri, cu ce te ocupi? Sincer. Ce ai zis? Cu ce te ocupi, mă? Ce te ocupi? Să le vreau și eu pe aici, este chestia. Ce le vrei, mă? Niște mărea. Băi, pe câți ani ai? Câți ani ai, mă? Mai zice o dată, nu prea. Câți ani ai, mă? A, 21. Păi și, mai tac, tac, tu știi? Dacă intri la bulău. Sau dacă mai rău te omoară cineva. Nu mai ajungi acasă, Doamne ferește. Nu vrei tu, mai bine să-ți trăiești viața ca lumea, să te apuci tu de un job ca lumea? Zi, mă. Ba da, m-am aflat. Nu prea. Ai buletinul la tine, mă? Da. Ia stai. Unde-i buletinul? Zic că-l caut eu. Hai că eu-ți asigur zonă. Portogel. Portogel. Fabian Sloboz, mă? Dacă așa-l cheamă, nu știu. Fabian Sloboz. Da, nu înțeleg de ce evrei portofelul, buletinul ăsta, că și așa e pe aici. Da. Oleg, eu am făcut o poză aici la buletin. Băi, m-auzi? Da. Îți iubești viața? Da. Păi e atunci apucă de un job ca lumea și lasă prostiile. Ok. Bun, hai să lăsăm cu el. Ciao. M-a făcut cu suflet mare, m-a făcut, mama. Bă, BMW-ul ăsta e aici de jumătate de oră. O să oprești lângă mașină și gen, să scot pistolul de pe geam. Fuge, am putut familia, am luat. Da-i acolo. Băi, bulangiule, coboară jos de mașină. Băi, mor pe tine, mor pe tine, faci mișcare, te omor, mă. Băi, bulangiule, ce faci, mă? A? Mmr? Vorbești cu toți înțe sau? Ia, ține locul ăla cu pat colegă. Stai, mi s-a părut că am văzut pe unul aici. Slavare, așa. A, nu mi s-a părut. Așa, mă duc să iau funii. Deci, colegă, o să le aducă niște funii. Până atunci dă-mi e căscuța asta și telefonul. Ia zi, băi bulangiule, cu ce te ocupi? Băi bulangiule, n-auzi? Eu zic să-i pui frunghi, ia să-l băgă o mașină. Că nu prea avem încredere aici în magazine. Să ușim și sirene. Ia, băi bulangiule, ia dă-mă ele cu acel. Stai cu fața la mașină, bulangiule. A, așa. Mâinile jos. Parcă te dai... Ia uite la coaia asta, umblă-n pe bagaj. Bă, a scus o normă pe drum. Băi. Nu trage. Lasă-l să vedem ce vrea. Băi, bulangiule, ăla-i colegul tău, mă? Uite-l că fuge. Băi, bulangiule, unde-s cheile la mașină? Da, băi, vorbești, mă? Urcă aici! Băi, bulangiule, urcă aici, mă!
Nu mă, stai așa că mergem pe mașina lui. Ăsta o... M-auzi, mă? Băi, m-auzi? Coaie, m-auzi? Băi, de așa. Băi, bulangiule, n-auzi de scheile. N-auzi, mă? Urcă aici, hai, urcă. Urcă-te cu el în spate acolo, își pune și într-o. A, stai că știu eu un loc, mișto. Băi, bulangiule, ți-o revenit focea? Băi, bulangiule, n-am zis. Băi, dar n-auzi ce pune, mă? N-aude, dar o face pe prost. Dar eu văd în oglindă de bara aia care e pică. Asta din spate? Da. Nu, și eu. Așa e mașina. Băi, bulangiule, n-auzi, mă? S-a revenit vocea. Băi, strepsels. Ia un faring cu sugi. Că tu vine vorba de faring cu sugi. Împinge-l jos, colegu. Scoate centura și împinge-l jos. Așa. Ia stai tu pe loc, măi bulanciule, să vedem. Ce ai în buzunare? Ați eu rog până atunci? Până atunci uite-o ce se... Să văd și-o ce-are în bărbaca, stai și... N-am găsit mare lucru la el în buzunare. La acum uite-o în bărbaca. Uite-o. Uite-o. 13 ulei THC. Ce faci? Colegu, niște sticluțe aici cu ulei. Cred că de bucătărie îl luăm. Cum vrei, e diferent. Stai, câte-s? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, colegu. Îți trebuie sau nu-ți trebuie? Mie nu. Nici mie. Băi, bulangiule. Ți-o reveni vocea? Presupun că... Ia uite ce mai e oare astea, uite că iese pe aici. Ia uite la pe unul cu mașina acolo, la vale, în acolo. Sau barcă ce e. Mașina, băi, ce prost. Ce prost e, săracul. Băi, bulangiule, spatele la mine. Băi, bulangiule, spatele la mine, am zis, mă. Ai văzut dacă are ceva arme pe la el, să nu le luăm și pe alea, să nu... N-am găsit nimic. Băi, cum le dici mâine cu frânghie la mâine? Băi, bulangiule, dezbrăcarea și fuga la apă, că e cam puțin. Dezbrăcarea, complet. Bă, dezbracă-te, mă, n-auzi? Toate hainele, tot. Băi, bulangiule, n-auzi, mă? Stai așa, cred că așa. Da, tot, mă! Băi, n-auzi, futu-ți copilul, mă, te... Ia, eu zic să-i lirug, mă, eu zic să-i lirug. Băi, bulangiule, tot, mă, mască, papuci, tot. Băi, bulangiule, n-auzi? Eu, și-a luat papuci, că ai mei, nu-i nimic, că mai am nevoie de o pereche. Aruncă toate hainele pe ei. Ți-i tai. Băi, bulangiule, n-auzi. Și pantofi, hai. Așa, bulangiule, du-te, spală-te. L-a scaldat. Cruci de mașină. Sunt curios că dacă chiar s-aruncă cu aia. Ei. Important e cu fugit. Era vetica cu lui, sărăcu. Și
ducea la magazin să cumpere apă. Bă, uite pe aia, are numele muie bună, de cine era? Nu știu. Dă-i acolo unde ți-am pus, că acolo de nu obicei... Nu mai muta checkpoint-ul, că am luat comandă de weapon dealer. Ah. Ai mutat checkpoint-ul? Nu. Nu, de fapt da, l-am mutat. Băgame și pur în timp. Nu, nu l-ai mutat. Lasă-l acolo. A, n-are nicio treabă. Mergi să faci comanda? Aha. Vreau să fiu static la joc de bancă. Da. Nu mă prinde nimeni. Hai mă urc. Luam taxi. Hai prost, mă, și tigaia, mă, tig. Ia mă, dracu-ai. L-am luat cu șușacă. L-am luat. Puțin desen acolo. Mergi așa pe contrasens. Mi-a derapat mașina, domnule, am cauciucurile proaste, mi-a derapat. Iartă-mă. Ok, hai că te dar nu mai fă așa. Bine, șeful, mi-a derapat, ce să faci? Un meci mai coxat. Mamă, bossule, așa conduci, pe contrasens? Da, bossule. Băi! Da. Tu ai făcut apelul, mă? Da. Ia zi. Cât costă cel mai ieftin pistol? Hai, încoace. Semne, ce-i dai? Cel mai ieftin pistol e 23.000, șefule. Vreau și-o unul. Ai bani la tine? Da. Băi, aici, unde-am plăcut. Aici, da, mie. Ei, na. Cât ți-a dat? A, nu, vorbeam cu ăsta din comentarii, mi-a dat 25.000. Ia. Așa, mersi, șefule. Poftim aici. Mulțumesc. Și poftim aici. Mulțumesc, șefule. O seară bună. Hai, la fel, te pup. Hai sus. Mă duc aștia. Stai ca nu te aud, ca mi-au cazut căștile. Mă auzi? Te aud, mă, da. Centura aia ce duce? Știu. Mută stega aia. Scoate titanu? Da, scoate titanu. A, nu pot să șterg mașina, trebuie să doare până. În cât timp îi vede eu? Salariu? În 10 minute. A, am timp. Așa. Te aștept peste drum aici de showroom. Ok. Da, prefer să nu mai fiu buguit.
Înainte să ai bani, jefuiai persoane? Da. Acum văd că iert, așa mai fac și onori. Ce obosii, băi, că te băgam ești gura ta. Aeronava cu numărul 1 al firmei Undertower Airlines va ateriza în câteva minute. Este recomandat să aveți centura pusă în timpul aterizării. Mulțumim mult că ne-ați ales. Underground România. Că nu suntem prieteni, cred. Nu știu, gen, am avut probleme pe Discord-ul. Mi-a fost furat, cred. Și l-am luat înapoi și acum am dezactivat încrederea, nu poți să dai mesaj dacă nu știu ce. Dacă nu suntem prieteni, ceva gen. Trebuie să ai grijă că e un joc periculos de început. Ți-aș recomanda să fii util, zic mai bine să te acomodezi. Am băgat azi modul pe arme. Ți-ai băgat modul pe arme? Da. Să mă vezi pe mine. În skin-uri. E greu? Nu, doar downloadezi ceva de la proxy, dacă îl știi pe proxy. Nu. Da, downloadezi ceva și faci. Vezi că intri pe turf, nu? Eu știu, da, eu. Tu nu știi că se de aici de livrare? Hai, că se interpretează după, că zice că da, tot e în turf-ul nostru, nu știu ce, știi? Depinde de și tu ce admin ai. La buza târfului, că tot teritoriul mafiei și tot așa. Deci am prins ieri cu un băiat 3 persoane, bă. Ok. Am jaluzelile trase prostul. Plus că vezi mai bine la călător dacă întuneric în cameră, ești prost. Ești prost, mă, ca ta. Unde mergem? Nu știu, eu știu pe undeva. Ia zi măi bulanciurile, mi-ai bine așa? Tu rog, acum de la mine.
șerifa, mă. Bă, cu ești pe târf, mă. Nu știe răștia nimic, dacă e... Și spre de cu proxy. Dar nu de cerut. De regulament, de îngeraș. Dar n-ai fost să răpești tu aia, dar văd. Nu. Da? Cum, mă, n-ai voie să răpești pe târf cu aia, ești prost? Păi știu, v-am zis că n-ai voie să răpești, da, e adevărat. Păi și nu ești să-ți poți arma. Ui, poliția. Știu, dar nu scrie nici că nu poți să iau din buza târfului, adică azi ce ai ieșit din târf. Ce plus că acolo... Ce plus că acolo... Depinde din geraș. Că, na, acum depinde dacă interpretează și el regulamentul. Te-ai dus. Bă, dar nu livrează nimeni cu ei. Cine are ulța? Nu știu. M-aș duce să dau o tură lângă ulța în sus. Dă-i. Da, mă, cam... Am acolo de livrare. Ce am luat pe ăla? Mă prefac că n-am văzut nimic. Iau traia. Ce l-ai aruncat? Ești mișe, vine ușor, ce dracu? Bă, altceva n-ai ce face. Ce l-ai aruncat? Era pe contrasens. Eram, nu era. Tu erai. Da, ce dura jos. Ești bine, șefule? Vezi că nu te auzi în joc. Șefule, ești bine? Acum nu s-aude el. Băi, mă auzi că a dat un of. Tu te auzi, nu se aude el. Ce ce vreți să fac? Vreau să stau aici. Mai dă-i un. Ia. Cine era pe contrasens, domnule? Că m-am împins, m-a intrat unul în curul meu în spate acolo. Cât te-am uitat, 5.000 aici. Dă-i. Ia și plec. Vine așa? Să ia să vezi și alergă, fii atent. Era că zici. A, apoi ia la pas. Cât dracu e un tetan de ăsta? 200 de mii sub, putea? 500. Nu. Înainte era. Poliția, poliția. Coai. Vero. În spate. Lei și mask. Mask off. Poți să dai și să ajung. Prima mașină de poliție pe care am văzut-o azi. Păi se ține după noi? Da. Nu. Ui, încă poliție. Ui, taxiul Tokyo Drift. Băi, bulă, Andrei, bulă. Nu te-ai puști. Acolo e ticket.
tot ce e posibil. Dacă contrasens. Tu în ce mafie mai intri? În poliție. Din nou? Mhm. Așa se întreacă de astfel și mă bag pe camoră. Mă bag în poliție. Ești mască. Deci am venit aici? Degeaba. A, le vrezi? Și eu, ce ai? Dacă tot au asta, de ce nu? Mergem înapoi în grup. Ok. Smanus, că în aproape am ajuns. Ma, nu mai schimba checkpoint. Să nu intri pe joc, să știi. Haide mă, ai murit? Nu, dacă se mă. Hai sus, că am luat o comandă. Prima oară în ultima rundă și credeam că am scăpat. Acolo la fleca? Aici la banca centrală? Hai mă sus! Băi! Hai sus! Stai puțin să-mi salvez mașina. Cum adică mă să salvez mașina? Să-mi o bag în garaj. Ok. Băi, nu mai băgați boabe, că o să ajungeți ca ăsta. Hoare, nu. Stai puțin, că banii sunt aici la bancomat. Păi scoate-i odată, ce aștepți? Păi cât? Păi depinde ce vrei. Păi o armă mai ieftină. 23.000 pistolul, cel mai ieftin. Ok, acum. Hai. Eu v-am zis să nu băgați boabe, că ajungeți ca ăsta, dar voi nu... Voi Batman. Vreau, dar nu știu ce vreau. La modul ăsta. Și că să scot banii, dar ce? Te-ai scos banii, dar cât să scot? Vreau și eu o armă, dar ce armă? Nu știu, ce ai mai ieftin? Pula? Hai că iau mașina după aia de la garaj și gata. Nu am vrut că nu te ridic toate. Credeam că ne-a luat ce mamă cu aici, mă. Dă-te jos și utilării. Nu eram să mine, nu e cel mai bine. Nu te urcă la mine, mă, du-te la el, nu la mine. Bagă bani aici, încea toți băbiță. Bombiță. De centura jos. Ce CNP ai? 2-3-3? Ai că 2-3-3. Ai ochelarii aia, de ce apă șefule?
nu apare tot timpul. Aha. Și eu prost. Eu prost. Nu apare tot timpul. Mi-a dat 23 cu ei. Stai puțin. Nu cred. Are 11 ore. Urăta zerourile cu ei. Are 11 ore, mă gândesc. Ce fac? Ce face cu pistolul la 11 ore? A, fail. Se duce la gel acolo, la arată. Bă, uite, nu ai noi achiziții. S-a luat pistolul. Păi ești prost. Gata, ți-am dat tot. Cu ei, mi-a dat prima dată 23, apoi mi-a dat 22.977. Toți banii lui cu ei. Gata? Da, șef. Bun, mulțumim da. Mult. Ceau, ceau. Pa, pa. Ceau. Nu mai băga boabe. Ui, schemă, on. Iar mașina asta? Da, păi nu s-o știu. Nu știu de ce-ți place ție pe turf, da. Ești pe turf. Ocolește-i târfurile. Please. Dar mai știi că de multe ori chat-ul ăștia? Nu știu, dar... O, ori se lucrează, ori nu știu. Dar știi care e faza? Nu e vorba că intrăm în târf. E vorba că lângă târfuri sunt zone în care se livrează. Din zone care poți să și fac de 3 persoane când mă duc acolo. Deci... Eu înțeleg, da. Și tu trebuie să înțelegi că unii admini interpretează regulamentul și... ești la buza târfului, dar tot e teritoriul lor acolo. Vecinii îl știu de frică. Înțelegi? Niciodată să înțelegi. Mhm? Te-ai întrerupt. Nu m-am luat niciodată. Nu, păi niciodată nu-i prea târziu. Știi cum e. E prima dată pentru orice. Să vină la Uren să-mi zică mie că ai ce dat. Să vină unchiul. Bă, dar nici un pulă în gym, mă. Oare ce fac ambulanțierii acolo? Cine? Oare ce fac ambulanțierii acolo? Ambulanțierii? Poliția. Mască jos. Nu, no, mască jos. Mamă, strâi. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Vreau să deschide și vreau să încerc să vă arăt și o legitimație aici. Agent Alexandru Vrstaci de la poliția underground. Alexandru cum? Alexandru Vrstaci, domnule. Ah, Vrstaci, ok. Așa, vreau și să mă întreb și noi ceva ce mai... Ceva bună ce ziua. Ceva ce-ți vei aici? Ne plimbăm. Bună, abia și-o luat fără mea mașina asta, nu? Dacă, nu, vă supărați, facem și noi o mică percheziție. Păi, avem tot dreptul. Așa, de rutină. Nu, cu ce motiv? Un control de rutină. Da, ne... Aș vrea să vă puțin și asta mașină. Da, mă, conformați-te. Da, domn, ce... N-am voie cu geanta acum. Ce, eu, tu să fii cu regula noastră. Fața puțin la mașină. Oh. Aș vrea să vă spun ce este pe mașină. Și să stați cu fața la mașină ca să vă percheziune. Să percheziunez eu? Să percheziunez ca aia. Stai să las. De fapt, hai mă, percheziunez să luc am arma în mână. Uai, domn. Da, domn. Am găsit niște arme. Aveți permis port arma?
Dar nu, nu s-a adevărat, e pistolul ăla de jucărie, că trebuia să mă duc la spital, cunoscut soția. Da, domnule. Eu pun aici mâna și simt că e cam de metal. Nu, domnul, băi, s-a născut el așa mai, mai solid și îi... Da, da, e învățat să ridici. Cuțitul ăla-i tot așa? Nu, ăla e de tăia pâine. Că gen, era foame la soția mea și îi duceam o pâine cu niște pateu. Am găsit un pistol așa aici la spate acolo, băgat înăuntru. Ce pistol ăsta, domne? Nu, mă las. Deci, dar nu mi-e să vă mulțumesc. Nu, domnul, nu. Dar trebuie permis de portarul pentru jucărie acum. Trebuie permis de portarul pentru jucărie. Nu găsit acolo, nu mai loc. Asta nu prea e jucărie, vă spun. E jucărie, domnule. Și e jucărie, domnule. Ia colegul, ia trage și apoi să vă și. Da, iar ce metal, mă. Băi, ia tu de șură. Asta ia, uite de aici acolo. Asta e metal. Ia tu de șură pe mamă, să vezi că se scoală. Asta e metal. Păi momențit ăsta, mă. Păi am fost la circ acolo, la plajă și mi-a. Băi, am fost la plajă acolo la circ și mi-au zis că da, dacă vreau jucării. Și au zis că da, i-am zis că da. Și mi-a dat pistolul. Și mai văd acolo, mamă, unde și le ține. A, domnul, ce? Că n-am făcut nimic. Ce să țin, mă? Mamă, colegul. Deci poftim? Doar o să mirosul ăsta așa puternic. Nu știu ce să zic, domnul. Colegul, tu ce ai găsit acolo, colegul? Băi. Bun, mamă, ce are aici? Facem cu ei, colegi, îl ducem la sexy. Hai, colegi, dar ce-am făcut? Păi, dar nu-i vina mea, m-a păcălit ăla de la plajă. Nasoale. Hai, domnule, uite jucării. Au, cam brusc ești, bruscal. Poftiți? Ești așa, ai fost la sală? Da. Aoleu, stai că nu văd. Colegul, dar știi care e problema? Yes. Că noi mai avem un singur loc la mașină. Wow. Hai, să vin pe jos, vă prind eu din urmă. Hai tu cu mine. Nu dai chele? Aici. Colegul, albăstrel. Stai să ți le iau. Stai așa, stai pe loc. Păi, dar de unde știi că sunt la mine? Ia zi și e. Ah, vom mai veniți, vom mai veniți. Ah, colegi. Ați venit perfect. Perfect. Ia, luați. Da, luați unul de aici. Luați și pe ăsta. Hai, oricât tu ăsta roșu. Hai. Deschideți și să-și luați. Deci fii atent, are pe ăsta ceva, nu știu ce are. Păi, ce sentință să te dau? Mari, deci nu știu, deci fii atent. Deținere arme de foc. Da. Nu știu, domnul Roșu m-am controlat. L-am luat, cred. Și are acolo, nu știu, ceva de ministerul de tot control. Ok, da. Da, domnul, nu știu cum e. Eram curios ce zicea. Eram curios ce zicea colegul. Urcă la ei, mă, urcă la ei. Hai că mă trebuie. Nu, că tu și cu colegul aveți exact în același loc. Dacă la ei. Adică? Stai să închid eu ușile așa. Au fost colegii. Adică ce, domnul? Colegii? Da. Zim pentru ce trebuie să-i bag. Zim pentru ce trebuie să-i bag. Păi pentru ce? Deci, fii atent, ăsta de are e negru îmbrăcat. Așa. Are, cum se numește, are un pistol și cuțit. Vedem noi la secție. Și ăsta are făcut ceva un pistol. A făcut ceva rutier. Nu, domnul, ne-am conformat, am fost băieți de treabă. Cum să n-am nevoie de centură? Am fost băieți de treabă, domnule. N-aveți nevoie, că mergem încet. Ba da, colegii, deschide ușa, stai că o deschide. Riscați. Mergem încet, n-avem, da. Riscați viața. Centura de zi. Hai, puneți-o. Deci voi că nu mă uit jos. Ce, uite, poliția română vrea să mă omoare. Vai, deschide. Stai, de ce nu mergeți să deschide ușa? Colegii, ce ai acolo? Stai o secundă. Ia vezi acum. Și colegii, să știți că ăsta cu hanoracul nu prea asculta de noi. A început să facă figuri. Da, am ascultat, domnule. Cine a făcut figuri? Bun, băi, gura tot ambii. Adică, deci colegii. Cum adică, dar am dreptul la opinie, domn. Sunt cetățean european și am drepturi. Băi! Bun, hai să închis eu ușa. Ai făcut Băi. Haideți colegii înapoi la patronul nostru, haideți. Băi, ți-au făcut ceva rutier? Nu spălați, și mașina mea ce face cu ea? Rămâne aici? Da, la mecanic și-o ia. Păi cum adică să rămână aici? Sunați un mecanic! Cu doamna familiar, chene, de cu ești prost. Să chem, domne, că sunt singur pe lumea asta. Luați-ți o mașină, vă rog, eu frumos. Hai, colegul, așa, mașina mea. Colegul ăsta de lângă mine. Deci, îi a făcut ceva rutier sau doar de foc și fără permis? Nu, nimic, doar să plimba pe aici și aia să le facem o scurtă percheziție. Deci și plimbare în zone... Bă, tu ești prost! Da, în zone Hamate. Dar ce mă, n-am voie să mă plimb acum pe stradă? Ia uite, bă, plimbare în zone rău, frumos. Făceam o plimbare, am fost plimbare în zone, cum adică ce făceam pe aici? O plimbare? Da, o plimbare scurtă. Gata, mut! La secție vă vorbești, nu aici. La mașina mea? Eu vreau avocat, să știi de pe acum. Bine. Am înțeles. Eu vreau. Am înțeles. Dacă nu răspunde... Dacă nu răspunde, îl așteptăm. Nu ne interesează dacă nu răspunde. Cum adică, băi, ce-i? Păi eu am drepturi, măi, băiatule. Ai drepturi, dar
dacă nu răspunde, ce treaba mea? Atunci, dacă nu răspunde, chimiați-o de la dumneavoastră, cum adică? Din spate, din spate. Dacă nu știi pe unde intrare. Auzi, colegă. Ei, nu vii, tu timpul ăla mea. Să vină frânarul ăla. Așa, mă scuzi. Mama mi-a scris cineva pe telefon. Iei tu întăririle? Nu. No. Pus doi și hai să... Ia un doi, mai bine. Așa-i fain. Hai să îi dau și eu jos. Deschid-le ușile și tu poate dai tu. Ca să îi dau centrul. Mă dă jos așa. Pula mea. 80596. Dar mă dai jos așa cu ușa închisă, cu centura pusă. Halal de poliție și tu. Ți-am deschis eu ușa. Păi și centura cine mi-a luat-o jos? Mama? Îngerul păzitor. Ți-am apăsat eu pe centura și nici simțit. Are butoane acolo. Are buton la mașină. Cum adică? Dar de ce mă jigniți, domnul polițist? Ia, în dreapta, mă scuzi, în dreapta, n-am văzut bine ușa. Da, nu cunoști. Nu cunoști secția cu ei. Unul într-o celulă, într-o celulă, simplu. Aia, asta e deschisă. Și asta e deschisă. Nu acolo. Sunați dumneavoastră avocată sau mi-am sunat? Adică să sunați dumneavoastră. Poftim? Intră în celulă. Adică n-avem voie la avocat sau care? Ba da. Și cum adică să-l sunăm noi? Păi, nu mă, lasă-l, dă-l în pula mea, lasă-l să-i vedi capul lui. Cum să-l sunt de sentință? Sunăm noi, nu tu. Păi, și tu pe acum. Nu, colegul, lasă că dacă e chemul, lasă chiar să-i aranjeze. Păi, sunt eu avocat, nu este nevoie să vă dăm drumul din cătușe. Așa, bun. Îmi confiscați ce e de confiscat și îmi dați telefonul să sun avocatul, că nici nu mi l-ați luat. Nu e avocatul. Păi, am dreptul să-mi sun avocatul meu personal, nu avocatul meu la oastră. Dacă mai vorbești, chem poți la CIAS să te aranjeze. Punct. Ar, da. Taci. Am și eu nevoie, vă rog frumos. Dar eu nu vreau avocatul tău, eu vreau avocatul meu personal. Dacă taci, se angeles. Poate. Mi s-o promis sau ăla a făcut screenshot? Așa, mulțumesc frumos. Bine, colega? Nu prea vrea să vină. Stai să le dau drumul, să văd dacă să le dau avocaților. Hai, rapid. Băi, ia stai mai așa, băi, tu ai și tupeu. Dar eu n-am zis nimic, șef. După ce că mă jigniți... Colegul, stai, nu. Nu le dăm drumul. Dacă vine avocatul la noi, asta e, dacă nu. Cum adică, șef? Nu vreau să stai, că mai fac un apel. Colegul, ocupă-te un pic. Ai tu avocatul tău? Da. Ce avocat ai tu? Avocatul meu, cum adică? Ce avocat am eu? Avocatul meu. Avocatul tău, da? Ok. Zi-mă. N-am voie să am un avocat personal? Zi-mă. Păi, ăștia fac mare... Abuz. Lasă-i, dar nu e potriva regulamentului serverului, e potriva regulamentului poliției. Știu, dar după aia fază, după aia fi... Să vedem, mamă. Cum? Hai, sunați, sunt cu arma pe noastră, mușcare... Bună, dar noastră mă băgați cu pământ, domne? M-ați băgat cu perete, ce faceți? Păi, doamne, uitați-mi ce poliție m-a spus, domnule, vreți să mă violați? Lăsați-mă jos, domnule, cum mă lăs pe sus? Băi, ia gura, amul, că deja m-a enervat, băi! Cum e? Colegul l-am pe sus, cum ar veni? Ia uitați-mi, domnule, m-a luat pe sus! Nu, că ăsta îi bag și eu cu ciocul. Păi, nu vedeți că m-a luat pe sus, domnule? Colegul, ia vin un pic. Colegul, ăsta cu... Mă dă și... Domnule, dar asta vă pune și armură cu mine? Nu m-am pus armură. Dar ce ai făcut? Ce să fac? Auzi cu aia, îmi dă pentru plimbare în zone rău famată, ești prost. Bună seara, s-a chemat avocat? Oh, da! Da, da, nu s-a chemat din partea noastră, s-a chemat din partea lor și noi vrem alt avocat. Ok, am să vorbesc cu colegii. Dar nu vă supărați, pe mine mă dați și pe mine jos să sunt și avocatul? Aveți avocat personal? Păi, avem avocat personal, dar domnul de aici nu mă lasă să sună el, nu vedeți că mă ține pe sus? Și cu cătușele. Și uitați, iar m-a luat. Doamne, ferească sfântul! V-ați chemat avocat? Nu, domnule polițiști l-a chemat.
crezi că tu și ai să suni avocatul? Da, da. Haideți! Domnule polițist, ce s-a întâmplat în cealaltă celulă? Da, avem noi alt avocat, nu vă supărați. Hai, sună la avocat. Bă, dar mai veniți mulți. A, l-au mai prins pe unul. Veniți aici. Ok, vă invit aici, n-am întâlnit. Crrrr, pa, pa. Da, eu sunt. Salutare, salutare, deci am primit și eu aici un avocat principal, rog frumos. Aici de față cu polițiștii, polițiștii fac abuz. Și aș dori și eu un avocat, rog frumos. Ce abuz fac eu? De cum adică ce a fost face? Mă țineți pe sus, nu-mi dați drumul? Eu? Nu tu! Domnul de aici, cum e din celulă ăsta de aici cu ochelari? Mă ia pe sus, nu-mi dă drumul. Mă ține cu cădușe în timp ce e cu mine pe sus. Am văzut că și regla numără. Am avut o problemă. Ce problemă ai avut? Noi n-avem unde să sunăm la avocat. Eu îl vreau pe domnul avocat ăla. Ți-am dat dreptul să sun avocat. Acum și tu avocat tău privat. Ei, m-au auzit și pe mine. Am venit. Eu vreau avocatul ăla cu părul alb. Ok, acum. Cu tine vorbesc. Eu vreau cu părul alb. Eu vreau pe ăla cu părul alb. Cel cu părul alb. Auzi, băi, te aud. Vino după mine. Băi, băi. Au. Băi, nu ce ai să se termine cazul lui, nu? Hai să da, dispar, dar pierdesc mult timp. Fața la perete, vă rog. Vă rog frumos să o ridicați. Avocatul ăla. Să vă să o leg. Haideți, fața la perete. Mă legați, nu cumva să puneți cătușele? Dar ce, sunt câine să mă legi? Păi nu, nu prea apuc. Ia, stai că vrea să-mi zic. Cu spatele la mine. Bă, cu aia, s-am dat drumul, dar nu e ok, Reynold, ce-ai făcut. Da, doamnă, să mers. Salut, Manta. Mulțumesc, mulțumesc. Bă, dar vreau și eu, vreau și eu să-mi dă drum. Să nu te aud. Vreau și eu. Bă, o să mă ating și eu pe aici. Nu e ok, Reynold, deloc, ce-ai făcut. Pula, era decât un pistol, dă-l dracu, da. Na. Scuze, scuze. Bă, coi, dar unde e toată lumea? Ah. Da.
cam sus. Cas pe map. Țiganei? Trebuie să ies din oră, să pot să-mi pun și o cetura. Am înțeles. Hai tot. Bună ziua! Bună seara! Bună ziua! Bună seara! Știi, domnul, cât îți plătește mașina asta? Nu pot să o vând, e de la firmă. Aaaa... De ce nu-i văd ID-ul? Coai, de ce nu-i văd ID-ul ăla? Bă! Ești măcar, ce te lapsa aici? Bro. Ok. Ciudat. Ai futut scooterul, mătii. Căpură. Ma. Șeful, ești bine? Ești bine, șeful? Da, aveam cască, noroc cu cască. Cu scooterul, șefule. Dar voi n-aveți mașină acolo, nu văd primarul mașină. Păi n-avem, șefule, că... Na. Păi cum să n-am vii, șefule? S-a stricat pe drum. Ma. Vrei taxe ceva, te duc undeva? Nu, stai liniștit, ești ok? Da, tu dacă ești ok. Ești bine. Bine, șef, hai că te las, o zi bună. Ok. Au dintre cu 200 din el. Da, sunt ok, că aveam cască. Salut, tu e pândilor? Da, 23.000. Cât face? 23.000, 23.000. Atâta? Doar gloanțele? Băi, eu am înțeles că vrei pistol. Nu mă, gloanțe. Gloanțe? N-am gloanțe, nu dau gloanțe. Gloanțe pentru SNS vreau. Nu vând gloanțe. De ce? Că nu vând, că nu, e ok. Atunci adu-mi un SNS. 23.000. Da, gloanțe îmi dai? Îți dau și gloanțe dacă cumperi pistol, da? Dar de ce nu poți să-mi dai decât gloanțe? 10.000, doar gloanțe atunci. Bine, doar gloanțe. Am niște treabă de rezolvat. Bagă-mi picioare, mânge. Haide să găsim. Hai, ceau. Hai, mersi. Ce zici mă acolo? Sunt doi de pe acela. Aaa. Păi da mă, dar nu e ok. Ia ID-ul ăla dacă poți. Face RDM. Ia ID-ul. Băi bulangiule. Băi bulangiule, n-auzi. De ce ești, mă? De ce te-ai deconectat, mă? Ce? Căscuța. Eu sunt acolo, tu ești pe difin. Ce difin visezi, mă? Te vedem pe difin, cu aia. Ai lag rău. E vorba de asta? A, plecat pe el, da.
Dacă ne mai oprește poliția, iar gata. Facem ce se cu ei. Nu mai ne dăm jos una alta. Cred că cu bulanții e nou. Dar ce mă, te bagă pentru că ai stat pe zona rău famată? Și cât o? N-am mai auzit de așa ceva, dar în fine. Bă, explică-mi mie care-i faza cu oglinda aia de mijloc. Care vine? Ce e, mă? Uite, mă, în port acolo. Nu mă arta cu degetul. Nicule. Ce? Tu ești nesimțit? Uite, mă, aici. Unde uiți, mă? Mașina la asta, în bord. What? The fuck? Ui, vezi? Care trei oglinzi? Eu cred că aia genia e de sus. Aia sunt calea pe laterală, vin, nu-mi explic! Hai să scoți titan. Bă, dar ăla-i staff ca să zică dacă e sute-ți rupt? Cred. Dacă tot am fost la Jilava, ce să-l cumpăr? Dar tu cumperi ceva? Hai, treci la volan. Ce vrei să-ți cumperi, frate? Poate fac eu rost. Zi tu, coai, nu fac nimic în pula mea, Dumnezeu, mă, te contul ca lumea, băga mea și pula, mă, ta. Nici nu mă mișc de pe loc, că intră prost, mă. Și nici nu rulez, băga mea și pula, mă, Dumnezeu, da, mă, coai, nici bine nu plec de pe loc, vine Tokyo Drift, de Vasului. Ia-o la pe asta. E cam bleșinat. Nu a oprit la semnalele roșii. Loc orientat. Uite-l, mă, dă-i. Dă-i că ăla e sinitel. Dă-i, e sinitel. Mai să uite la rifra, are iese. Ce ți-am zis? Ce ți-am zis? Este aici și de pătărf. Uite-l, uite-l în spate. Hai câta. Mamă. Hai câta. Ai zis? Ai zis că te dai jos, dacă. Stai, nu trage, nu trage, nu trage, nu trage, nu trage. Tu să mergi să că nu ți-ai de Power Gaming. Mai am strijă mie, mai am una. Da, nu bag. Hai, o bag. Celebrează-n tărf cu ăla. Hai că o cresc cu livratorii. Da. Și îmi pierd da. Și îmi pierd da. Armele. Da. Ăla trăgea după noi. Uite, tău nu că ești. Nu, ăla era din etichetă. Dar aia făcut unul și-mi pierd armele. Nu mă gândesc că și așa eram și eu. Era mai rău. De unde dracu a apărut? Placa jură în față. E voie de pistol. La pistol. Dar acum mai se iau comenzile așa în prostie? Mhm. Înainte când am luat eu și gen, era East Reven. Păi, nici nu apucau să vă comand dacă deja era luată. Păi spamează un F5 poate.
Mi-a pus o dată macro la toate comenzile. Cum dracu spui macro? Pe odată unul îmi face tichet cu aia, că abia intru, iau și eu două apeluri la rând și îmi face alt tichet. Că, oh, că nu mai pot să fac de ăsta, că spamează platinul F5, că ia comenzi și nu se duce la ele. Dar tu cum știi cum te duci pe la comandă? Că făcea meta și venea mereu la fiecare livrare de pe hartă. Mai sus. Și oricum eu mă duceam la comenzi, da? În fine. Ai lag. Oh. În curs să mă linci. Gata, gata, gata. Nu, nu cu tine, nu ții, ți-am zis. Ți-am mă întreabă unul, în ce curs să mă duc? Ba, acum nu știu dacă se supără pula mea. Ba, la e adevărul. Nu, no, dar gen, la Catherine Cabrău, chill. Chileanu, ăsta ce care nu vede pistolul. Am înțeles, e pe partea cealaltă. Da. Uite-le. Ci s-o ascunde și o bună în cuie. Hai, seara bună. Salut. Seara bună. Matale, ești cu pistolul. Da, șefule, ia zi. Păi, tu zi, mamă, scuze. Ce pistol? Ia zi, ce pistol ai? Am SNS, am Deagle, am Heavy. Tu alegi. Deagle-ul cât e? 53.000. Și Heavy-ul? 55.500. Cel mai ieftin? 23.000 SNS-ul. Îl iau pe ăla. Nu înțeleg la ce mai întreabă prețurile celelalte dacă... pula mea. Ii plânge copilul pe fundă. Mai ești? Noi mai suntem. Da, șefule. Păi dă banii, ci stai. Scoate banii din portofel acolo. Eu ia, mă iau un portofel aici. Păi scoate-i și dă-mi întâi. Și după asta primești jucăria. Ei, nu prea a fost așa. Ha? Băi, șefule, ți-e frică? Nu prea se făcea așa înainte, dar ok. Nu, no, păi ai încredere în mine sau... poți să faci apel la altul oricând? Ce dracu, crezi că-ți dau țeapă? Nu știu. E frică că-i dau țeapă cu ei. E că capăl. Gata, șef. Mersi, ceau. Fricosul. Salut. Little pussy. Ma, stai așa. Ia de ziua, ba, ce-mi plac ăștia cu ai, am și eu nevoie ceva bun. Are. Abia început să-mi... Și acolo se nese pistol. Abia început să se spawneze F5, știi? Și l-am și luat. Uit ochi of drit. Ăla cu taxiul s-a făcut ceva asta. Te-ai dat pe live cum l-am făcut căcat pe un polițist? Da. Mamă, ce l-am aruncat. Dar a intrat cu 200 pe el în loc, am cască. Da, bine că am cască. E bine că prost avea vestă la el, știi asta. Ni, exact aici au făcut apel, uite unde-s eu. Și unde? În pista, mă zi. În pista, Maxi, la ticket e. Cred că e unul de acolo, de pe lângă. Da, păi și mă duc să-i întreb acolo. Iar tu, șefule. Salut. Salut, din nou. Am și eu o întrebare, m-a oprit poliția și mi-a luat pistolul. Vreau și eu să știu unde pot să-mi scot licența de arme sau să mă ajut și pe mine un pic. Una la mână, poți de pe la acolo, la ruletă pe plajă. Da. Așa, și a doua poți să ți-l cumperi. Păi și unde pot să-l cumpăr, că-l cumpăr? Uite aici, păi nu știu dacă se merite. Aici, pe aplicația orașului Discord, aici, uite, găsește, cauți acolo Underground România Discord pe Google.
Așa, și apoi cauți, intri pe camera de magazin UG sau ceva de genul, știi? Deci pe telefon, să intru pe telefon. Bă, vorba vine pe telefon. Tu cauți pe Google acolo. Da. Dar nu pe telefonul ăsta cu aia, pe telefonul adevărat. Bun, 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 bun. Așa, și cauți acolo Discord-ul și, na. Intri acolo, la, pe camera de magazin UG. Magazinul, bun, 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 perfect, mersi mult, mersi mult. Stau, stai așa, dacă mai... Păi, dar merge și pe Discord pe calculator, nu? Aha. Da, da, dacă tu ai calculator acasă, cum să nu mergă? Că tu ai acasă. Stai așa, stai așa. Uite, stai așa, că gen, dacă flexezi aici mușchiul capa. Ai auzit mușchiul capa? Închide telefonul. Închide telefonul. Mușchiul capa. Premium shop. Ai înțeles? Apoi dai la cumpără grade. Băi, capa de la kilogram. Da. Shop, sau ce morții lui era acolo, premium shop. Da. Cumpără grade. Da. Și primul îi permis portar. 100 de diamante. 100 de diamante? Da, pentru 30 de zile, o lună. Și diamantele unde le cumpări? Ala... Păi cu bani real, bă, Alex. Pe PayPal, ți-am spus azi. O să le cumperi cu bani real sau de la cineva de aici din joc cu bani de ăștia din joc. Păi da, da. Dar? Ce? Dar știu că mă aude, știu că mă aude, că bun, dar bun, vorbește și el. Non-roleplay. Ok. Deci poți să cumpăr și cu banii din joc, adică banii din joc, diamante la cineva? Da. Tu vinzi diamante? Ai tu destui bani? Cu cât să vinde un diamant? 50 diamante, 1 milion. 50 de diamante, 1 milion? Da. Adică 20 de euro, ora ai. 20 de euro. Hai mă, să plecăm că avem treabă. Pentru mai multe, pentru mai multe probleme, ia legătura cu un îngeraș. Mersi, mersi. Ciao, ciao. Pula mea, m-am făcut... Am intrat în stat de le dau... informațiile astea. El vrea ceva... important, dar... cere detalii de... că i-a luat poliția... Încă ești curată. Poliția! Garda! Mamă, cu aici Caterin că a făcut ieri cu avocatul la 223 aici la spital. Mă auzi? Da. Vai viața mea, cât am putut să râd. Uite, cu Florin Fânariu. Fânariu. Ia, 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 ia de aici, fă spune că du-te la magazinul ăla de haine. Stânga, stânga. Și acum da. Eu zic frânarul, nu-i zic frânarii. Nimic la magazinul ăsta? Bă... Bă, dar noi nu mergem la jefuit cu mașina asta cu ei. Că... am armii în el, în mașină. Dă-i la garaj. Ia o treia. Bă, dar de ce n-ai vrut să luăm pe ăla? Că-l luăm. De unde? Băi, la garaj, nu la garajul special. Ah, stai, că na, dacă eu mereu mă duc la garajul special. Am avut și o VIP, odată. Ce VIP? Am avut și VIP bronz și VIP gold. Ok. Ai pistol electric, du-te, dracu, cu pistol electric. Băi! Cum mergi, fă? Scoate... 4 miliarde. Mamă... Hai bă, mișcă și tu vârful ăsta de aici, mă, cață-și plata. Așa ziceam și eu. Na, l-ai făcut căcat. Și acum să mai vină unul Tokyo Drift să dea peste noi. A, rupem, stâlpi. Ia uite-l pe ăsta, mâncață-și rochie.
Hai aici cu un pistol ceva. Băi, a, bine. Bă, săracule. Ia zi, băi, bogatule. Ia dă-i după el, dă-i după el, dă-i după el. Dai să-mi pun masca. Am prost. Băga mea și pula, mă, ta claxonezi. Da, vin la Jaf cu mașina de prima. Am văzut, am văzut. Mașina de sponsor, măi. Cum ai zis tu, de preot? De premium, nu de preot. În spate era, tot ei. Uite la piesă. Băi! Băi, pulangeule! Am... Oh, dă-i. E nouă. N-avea 10 ore. E nouă și are... E pe cort. Uite la aia, pe asta pe față. Băi, am arma pe tine, mă, dă-te jos, am arma pe tine, mă, dă-te jos. Am arma pe tine. Am arma pe tine, dă-te jos. Tai că îl coboră dacă nu. Băi, bulangiule, ce faci, mă? Ce faci aici? Ce faci aici, mă, bulangiule? Stăteam că... Fața la mașină. Lasă mâinile jos. Ține arma pe el, colegul. Asigură zona. Cum? Vorbeam cu colegul, i-am zis să... Dă-te încoace. Mamă. Ia zi, bulangiule, unde-s cheile de la mașină? Team? Cheile de la mașină. Contact. Hai sus. Hai să dăm o tură. Hai sus, hai. Hai așa că te ajut eu. Urcă. Dă-te, mă, lasă-l să urce. Lacă-i pune o centură. Așa, și ce ziceai tu că faci pe aici, mai bulangiule? Nu știu cum să vă zic. În română se zice. M-a trăznit Dumnezeu. Ăsta e mecanic, bă! Și păi, am stat adică un pic trăznit? Să mă gândesc. Cum adică? Păi nu știu, mai păi, pățesc. Păi niciun nu înțeleg. A, păi, nici eu, domnule. Cum, dar dezvolt ideea aia că te-a trăznit Dumnezeu. Chiar ești curios acum. Îmi dă gânduri. Da. Să vezi ce gânduri sunt dumneai acum. Și azi mai bulangiul. Nu, doamne, ai pune peste picior mai bulangiul. Cum? Cu ce te ocupi mai bulangiul? Sunt mecanic. Vezi că mecanic. E cam urât miroase în mașina ta, de ce mă întrebi? A, zic. Băi, tu ești mecanic, mă? Ia dă-l jos, mă. Da. Stai că scoate o cetură. Tași. Eject. Centrua. Scoate centrua. Nu. Ce e rău? Ia coboră jos, mă, băgă mea, n-o cât timp e înfutuți. Ia să-i jungă. Să vă știu ce pare de aici. Ia că scole. Bă, stai în vreo căminte de Camora, bă. Nu, cunosc. E ce? Camora. Deci. Așa. Am 11.000 acolo în port bagaj de mașină. Erau banii de chirie. Hai că scriem română, dacă e. Dar ce v-a zis eu? Băi, ești prost, uite, în mașina asta se vede care bani, nu umpli, ești prost. Colegul, ia vine pe aici. Ia uite ce se vede în mașina acolo. Și uite ochiarele bani aici, mai ia să aud. Iau, mamă, dar vezi bani. Băi, e jucător de poker? Pentru chirie. E jucător de poker, mă? I-am băgat un pic la aparate să-i dublez. Ia uzi. Ia uzi, pobre. Ia uzi, pobre. Ți-am dat ție? Nu, nu mi-ai dat nimic. Ia să uzi ce bagaj pe aici. Frățiorul meu, ia vină un pic la mine. A, gata, așa mă ies. Ce mă, ți-ai prins? De ajutor acolo? Colegul, știi ce a găsit aici? Nu, colegul. Ai ști paia aia de fumat noi? Da, alea de, ziceam noi că e apă. Cucută? Marihuana, colegul, marihuana. Are băiatul meu aici, câteva puțină valiză. Mamă, bubuială!
Le-au fost date sau le lăsăm? Păi câte are? Totuși, da, să le câte ca are? Și mecanic, are multe? Ca și mecanic, nu știu, n-am nu stau să număr. Ca și mecanic să aibă marihuana asta, dă că eu confisc. Da, o luăm, o luăm. Vino lângă mine, te rog eu frumos, colegu. Ce colegu, e chiar așa multe? Bagă aici în geantă. Bagă aici în geantă. Așa. Așa. Și iau și eu de aici, dacă nu te supri vreo 5 tank, să fie 5.000. Te superi? Îmi placă de tot ce te vei. Mulțumesc, mulțumesc. Păcat că o să te iau. Au. Ce colegul, te uitai la număr? Ba, ai ceva de băcat în cetuță la pne? Nu. Iau și-l de aici, bani ăștia. Băi, eu zic să... Are ceva, nu știu, jucării la el? N-are. Am văzut, am luat buletinul lui și vezi care aici niște bani, dar văd că banii ăștia cred că sunt lipiți, stai și să fac mai bine ei. Păi mă, prostule, legă de mâini. Ridic-te sus, poate i-am mărsit. Acum mă ridic. Maaa, cum i-am văzut lanțul, bă? Fuuu. Deci, nu-i periculos, da? Nu, ce... Cu pumnii să fie periculos, cu ce să fie? Bă, mai știi? Poate e vorb cu John Cena. Îți faci un RKO de ăla? Faci o schemă ca Van Damme? Stai, că știu eu cum să iau. Ce zici? Că știu eu cum să iau din portbagaj. Ia-i tu. Hai, dă-mi tu mie, hai. Așa. Dă-și mie 5 tank-uri de acolo să-și facă 5.000, nu pe scoală. Adică nici nu știu. Dă-mi câte tank-uri sunt de 5.000. Are tatuaj pe picior cu fisa, cred. Ia-mi taci tank-uri. Ia. Dar uite, mare tatuaj pe picior cu fisa. A, mă, lasă. Băi, la bustul gol și la lac, hai. Da, apropo, apropo de asta. Uite la ăla de la Vale, cam pute în mașina ta, pas, coangs. Toate hainele de jos. Tot. Aș. Băi, tu nu știi scrie română? Opa. Ui, e a lanțul, ce e? I-a, cu I de la India. Da. Băi. Hai, dezbrăcarea, jos, la bustul. Bulangiule, tot arunci de pe tine, tot. Du-te spalte la pulă. Miroase oaia brânză bucevită. Hai, pantofi, mască, ce faci? Băi, a zis colegul meu că e cam plac cu Adidas și de cricosii. Ia, dă-mi proce, mă. Ia. Așa. Hai. La baie. Duș plăcut. S-a oprit. Ce să-și spargem? Te-ai mă dus să-i fut un prun în gură. Băi, bulanciule, ți-am zis să te oprești? Da. Păi, dar până... În apă ți-am zis. Hai, în apă. În apă, la vale, acolo. Ia, vezi că poate se împiedică pe jos. Nu te fute un pumn. Mama, aici, dar nu știu să not. Hai, mă, sari! Hai că te înveți acum. Ok. Hai. Bă, la ceală plăcută. În apă, bă, n-auzi. Colegul, poate se împiedică pe aici, dracu. Ma. Bă, e în apă, mă. Vrei gloț în cap? Vrei să mori? Hai, mă, du-te în apă. Ia stai așa. Salut, dragi la TikTok, aici este la baie. Au, lăsați alea că am întors canal greșit. Unde-o? La scaldat. Salut, dragi la TikTok, suntem aici la scaldat cu fratele meu Turcitu și cu băiatul acolo care se scaldă. Noi ne simtem bine, cum am zis, suntem aici la scaldat ca băieții. Hai, vă pupa. Tata, hai. E plăcută, să chiar a făcut roleplay. Să mor tu că n-o primești, n-o pui pe TikTok, pe Discord, gen. O pun, dar n-a fi bani. De ce prost ești? Hai mă, urcă-te. Zice ceva pe chat, că gen eu am chat-ul de pe privat. Nu.
de la el, are un world acum o zi și a fost doar un mecanic și are îmbrăcăminte și mașina cadă camora. Hai. Pot fi jefuit de la intrare la mecanic, dar nu-i scriu de la... Ia câte funii mai am? Mai am două funii. Stai să-ți dau sativa asta. Eu, îți dau sativa? Nu mai am. Am luat și aici de marihuana, nu lasă. Păi și eu am 100 de sativa, n-am ce face cu ea. Eu nu mai am loc. Mergem la garaj, aș putea fac o mașină, o bag în mașină. Să vreau că găsesc vreo mașină, măcar. Goală, de preferat. Că nu una am arme și trei sunt pline cu stativă. Stativă? Da, numai cu cannabis. Stativă sau sativă? Stativă. Păi nu acolo, nu acolo, nu acolo. Ba da, că aici pot eu. Da, ce, mergem la apel? Nu, bag sativa aia într-o mașină. Dacă tu ai zis că nu vrei. Dacă n-am mașină aici. Da, că mai bag eu, la mine. VIP gang. Dar ce VIP ai? Diamond. Că nu avem mașinile astea aici, dacă îi conduceam o Tesla. Păi te-a spus multe mântele. Așa, deci ai zis că vrei aici, la garaj, da? Nu, nu, nu. Ok. Dacă ai pus tu stativă pentru ce, lasă-și. Păi marihuana aia. Lasă-mă, două de-aia. Ce așa, am la mine 12 ulei, 97 de marihuana, 3 cannabis, 8 semințe, sticlă de apă, chimie, 2 injecții. Are armă, are armă, fușcare armă, fușcare armă. Dar nu știu ce dracu fac pe ăștia. Credere odată mine, dă-i acolo unde ți-am, unde ți-am zis eu. Unde mergem? Hai să mai am niște fără. Nu știu, pot să conduc și mergem acolo unde zic eu. Yes. Luat-o chips. O mală de pescuit. Mamă! Dar se conduce mașina asta, băi, frate. N-ai grijă. Putu-ți ușa mătii să-ți fut. Băi, aprinde, dar pe viraje nu prea. Au început ăștia să spameze F5 la apeluri. Da? Tu așa faci, te prinzi în fiecare zi cu o mașină nouă. Da? Tu așa faci, în fiecare zi iei mașini la oameni de aici și începi să te prinzi cu ele? Da. De ce nu? Plus că una la mână, are 4 locuri, ok? A doua la mână, nu-i mașina ta, nu poți fi jefuit în mașină. Da. Deci, ta-da, IQ. Ma... Mașina, mă. Mi-am luat pe black screen. Băi. Asta care e ce nu vezi, băi, capul. Am luat tine, mă. Are IT 10.000, ești nebun? Băi, bolangiule, jos de mașină. Jos din mașină, bagă-i, 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 dă-te jos. Ce fac, mă, bulangiul? Fratele meu, bagă-i, bagă-i la pifânie. Fața la mașină, bulangiul. Ia zi, băi, bulangiul, ce te ocupi? Păi ăsta, dar i-ai vândut pistolul, bă. Sigur? Cum, mă, noi nu mi-aduc aminte, bă, ia legă-mi. Băi, bulangiul, n-auzi, vorbești cu noi sau? El vorbește, tu nu te auzi, nu te auzi. A. Hai, urcă mașină, bă. Băi, bulangiule! Băi, bulangiule, m-auzi? M-auzi? Urcă-n mașină, de la... A, bravo, mă, cum să urc în mașină? Păi nu vezi că e mușa deschisă? Pe ușă, ești prost?
cenura, pune cenura. Lasă așa. Băi, Bulangiule, cu ce te ocupă? Cu nimic. Ai. Colegul, mă auzi? Da. Hai jos. Băi, Bulangiule, cheile la mașina ta unde-s? Le-am lăsat acolo. Hai. Îl lăsăm aici pe asta. Acolo, acolo, mașina, stau eu aici cu el. Hai. Bă, unde-i cel mai apropiat garaj? Rămâi tu aici cu el să mă duc sus cu mașina? Titanul? Da. Dă unde, n-are unde să fugă, ești prost că e legat. Păi da, mă, dar poate vine cea și le-a legat. Lasă-l să-l ia, dă-l dracu. Câte locuri ai legat? What the fuck? Băi, unde-i dispar mașina? Și-o scos ăla mașina. Poliția. Pregătește. Nu mă văd că n-am sus. Rapid după mine, rapid după mine, hai, hai, hai. Hai, la pas alergător, hai, pas alergător. Dar știi că el n-are voie cu mască de, cască de aia, nu? Hai, morțel. 399 de checkpoint, mamă, rog. L-o liniștit. M-am încărcat. Hai, mă, mai, mai, cu viață, hai. Nicio angotice, promit ce-o vrei să trag? Hai, mai cu viață. Ia uite, îți place pistolul meu? Aici, în genunchi, Bulangiule. Poliția, poliția, poliția! Jos, 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 jos! Au fugit, au fugit, bă, pregătește-te! Pregătește-te, fugi! A, fugi! Dă-l în pula mea pe ăsta! Tai-o! Tai! Ia, dar respawn cu mă, dar cine sânge și-a scos eu mașina de... Mecanicul, coi. Au ajuns la garaj. Săracu, cred că a luat-o la pas. Am luat colțul. Eu m-am dus. Mai amore că ajung când îl trimiteam pe ăla, l-a scaldat. Și eu să l-a scaldat, coi. Dar nu ne mai găsești, ce este în veci. Nu pot să sar cardul ăsta, să mă duc la scaldat. Gata, am ajuns, am ajuns aici la... Hai, apar o să-mi digă. Și eu te văd, sunt în spatele tău. Mamă, de departe ești. Ai ce mașină să scoți? Nu trage! Nu mai trage! Bă! Bă, trag! La picioare, mă. Bă, am 62 HP. Păi bagă țăringă, ți-am dat țăringe. Mai am două. Asta așa. Am, nu mai da, nu mai da, nu mai da, gata, gata. Primul clunț. Chiamăm taxi? Eu zic că da. Dacă i-am luat aici, din groapă. Taxi. Până la showroom, dacă se poate. Îmi boschez până ala. Gata, vine Luci. Luci. Lucifer. Dacă vine poliția, nu mai stau. Până la chide. Stai că eu am rămas fără baterie la telefon și n-am mai Dani, el te aștept. Dar ce vrea John Gotti ăla, mă? Pistoale. Vă vrei taxi? Salut, salut, salut! Salut, băieți! Salut! Hai! Hai, frățior! Băi, șefule! Da, vă rog! Asigură-te că n-ai niciun punct pe GPS! A, imediat! Așa! Așa, hai, și să nu umbli la GPS! Bine, de la, unde de la showroom! La showroom, bă, în spate! La orice garaj, dracule, dă-i la VIP acolo! Unde vrea pula ta, da, zonă, da! Mamă, șefule, ești șofer de curse, a? Dacă vezi poliția, fugi! Nu pot, frate, să fug dacă văd poliția. Cum să nu poți? Pentru că... Da, mă, 100 de mii te coafează? 100 de mii? Ia fii atent, stai, fac o românească. Nu de alta, dar... Ți-ai putut, bara!
Era fotută de înainte. Așa, dai înainte, dai înainte. Tu era de la tu făcea mai devreme Tokyo Drift? Băi, dar ce duci cu mașina asta? Duce, că dă. Nu vezi șeful, aici. Ia o dramă. Păi ești prost. Șefule, nu vezi mașina? Ți-o cumpăr. E pe firmă, din păcate. E pe firmă? Gata, aici. Mulțumesc frumos, șef. Numai bine, băieți, salut. O seară bună. La fel. Tai că s-o bloca centura. Mă, ăla-i. Ce-i jatat? Ok. Hai sus. Stai că nu vă mașină. Se aștepte și numai ok. Nici că cât e jocul e mare, bă, tu te strecu. Nici 20 secunde nu au trecut de când am acceptat comanda, gata. Hai mă, nu mai vii, nu mai ajungi. Ce pula mea, crezi că orașul ăsta e 2000? Jucătorul are invasiv. Nu le zban, e juristaf. Ce mă? Ai robat Petru și juristaf, nu uite pe ăsta. Iar am văzut bine, cel mai bine. Seara bună, domn șerif. Dacă au venit băieții. Ia spuneți cu ce vă servesc. A, uite și noi, mai fugim. După vamă. Ce dracu e, mai fugim de poliție. Ei, ți-a ne dică căldură, că-i frică. Mamă, vizitură la noapte. Bine, haideți să trecem la afaceri. O să vreau să-mi întindeți și mie aici niște ce pistoale aveți, să le vedem și noi. SNS, Eagle și Heavy. Păi puneți-le acolo, să le vedem și noi. Bă, ăsta e ratat. Da, așa. Ia să mă uitați. Și tu ce vrei. Domnul Dani, bă. Mai bine deschide el portbagajul și... Nu pot să deschid. Voi dați în portbagaj în loc să le pun acolo. Le are în portbagaj? Ia să dați portbagajul. Deschide portbagajul. Nu am... Auzi, băi, ție nu ți-e frig, mă, așa dezbrăcat? N-are portbagajul ăsta. Ana are? Na, vezi? Are doar pe două mari. Scoate geanta, scoate ceva de acolo, să vedem și noi că eu vreau să le aleg cu finețe, că eu sunt fina și vreau să le aleg cu finețe. Deci îl am pe așa, îl am pe asta. Da. Ia. Da. E frumos care? Asta, mă. Păi, stai așa că-l fac și mai frumos. Ia. Ia uite-l. Da, merge așa. Așa. Îl am pe ăsta. Stai așa. Ia. Da, ăsta ce-i mă, stai de pizde, mă, izi bun la cap. Păi ce nu. E micuț. Eu ți-arăt ce am, nu îmi judeca marfa, da? Da, iartă-l. E micuț finuț, mă, nu mă judeca așa. Ăsta e, mâncaia și pula lui. Ăsta îți place, mă? Cât costă ăsta, domnule? 53.000. 53.000? Și cu full încărcător? Da, cu topul la seloge. Ok. Vrei pe ăla, mă? Vă rog. Da, pe ăla alea. Câte vrei, unul? O, unul să cumpărăm. Hai așa să-ți aduc banii. Ăsta? Și și 8.000. Toți bani. Ataca tam-tam pentru un fucking Deagle, pe care mi-ai și pula în tine. Uite aici, poți să iei numele dacă vrei. Pune acolo, pune pe mașină. Ăsta? Hai că-i pun aici. Păreți oameni de treabă, am încredere în voi. Deci cu el dau lui sau ție? Dă-i lui și eu îți dau banii. Perfect. Dau nu. Da, stați așa, că scria... Poftim aici. Cu tot și gâtul tău de nevastă idiotă ce ești, nu, că trebuie să mă duc să o bat un pic, că... Am, vând... Vând și bătă dacă ești interesat. Dă-mi și-o de-aia. Ok, stai să o scot aici. 8.000. Alo. 8.000 a zis? Hai că mă duc să văd ce mai am pe aici. Ce faci, băi, soția mea? Ai zis să-ți scos ploiul aia. Așa când am afaceri, ți-am zis că ești ocupat, că... Mă ocup cu ceva acum, zilele astea o să fiu foarte ocupat. Îți aduci un cadou acasă din aici să-l poți să-l duci. Mai ales în seara asta după zi, ce-s ocupat, ți-am zis.
Trebuie să-mi aduc verița alea, nu merge așa. Inumără-o mie, inumără-o mie. Ha, hai, te pup, ai grijă, dar... Hai să vedem și noi, băta, să n-ai pus zgârieturi, ceva. Nu, șefule. N-are? N-are nimic, e brand new. Abia adus că... din America. Îți bag aici, în, în gentuță, îndepărtează-te puțin ca să... Ok, stai, stai să-ți dea bâta și după să nu mă loviți. Așa, poftim. Ia vezi, șefule, are plus gâriatură? Bag în geantă? Da, bag în geantă. Sau vrei să-i număr aici de față? Nu, șefule, am încredere în voi, vă văd așa îmbrăcat la costum. Vă cred pe cuvânt. Cred că sunt și oamenii. În continuare, mai ca lumea. Sper să mai facem afaceri pe viitor. Așa să-i număr. Gata, frate, sunt toți. Ia uite-o vărul. Mamă, ce-i rup cocoașa la nevastă. Mamă, e umflut spatele cu bătăția. E de fier ea. Vezi, dai de fier, ce faci, să nu lovești mai așa la băieți. Titan, titan. Să aude, zici că am dat cu... Aoleo. Da, mulțumim, ne-a făcut plăcere. E din, din, afaceri, din material de ăla. E din material de ăla de... Discut de la Capitanul America, mă. Așa, stai așa, hai să batem și o palmă că am făcut afacerile. Și dacă cu cea mai mare plăcere, șefu. Să mai revenim. Dacă ne vedeți, o să ne vedeți... Dacă vă vedem, dacă ne vedeți, respectăm. Că, gen, noi nu suntem băieți răi, noi o să vrem să fim cu respect, să respectăm pe toată lumea și invers. Ok. Adică n-avem de veni și noi aici, în oraș. Deocamdată doi. Mâine, poimine, cine știe? Ne vă mulțiți. Mâine, din familie, da. Mâine, poimine, cine știe? Veniți și noi. Veniți din alt oraș sau? Nu. Nu. Ce istoric are ăsta? Am mai trecut pe aici. Acum vrem să ne stabilim cu afacerile prin oraș, dacă mă înțelegeți. Și astea sunt așa, pentru vorul să vrea aibă, să nu se ia lumea de el. Da, am înțeles. Bine, șef. Sunt mulți târcari pe aici. Maa, stai că e nervos. Geamul, mă. E nervos. Lasă că îl schimbă, că avem bani. La mai mult, vă dorim și... La fel. Să vă merg, am face. O seară bună. Mulțumesc, la fel. Pa. Hai, mergem și noi? E care de usă la? Ce, mă? Băi, pare te us cu Joan Coti să te duci la piață să iei... Dar-le dovezi istoricul lor la câte mafie au fost să te atragi, dar nu. Da, mă, ăla de Ius, ăla de vorbea cu tine, a fost lider la Blackers Quiet. Ia uite. Dă-i la magazinul ăla de haine. Stai așa. Switch plate și... Și John Gotti a fost așa. What the f... Devils, Blackers, Ballas, Hitman, Diablos, Corleone. Ce până mi-a făcut cu muniția de heavy pistol? Nu, cred că e de-al ăla. Am... Să... tot ce posibil. De la magazinul ăla de haine. Carabina heavy pistol, nu... Pistol ce... What the fuck, Romania? Păi, eu cred că e de-al ăla. Nu... În fine, pula mea, echipez și-o tică atunci. Ce să fac la magazin de haine? Așa. Nu știu, e pe cineva. Trebuie să-mi schimb căștile neapărat. Că eu acum am firul pe cap cu aia. Am înțeles. Să ne afacerim unde mergem. Mergem, căutăm Poradei. O mașinuță asta? Nu. E trebuie că e la garajul ăsta. Ia-l pe ăla. Îl luăm sau nu? Da. Băi, am pistolul pe tine, stai pe loc, coboară de motor. Dă-te jos pe motor, am pistolul pe capul tău. Orice mișcare aduce moartea ta. Ok, am înțeles. Fără mișcări bruște. Ține arma pe-l, colegul. Ia zi, băi, bulangiule. Cine ești? Colegul, pune frunghia rapid. A? Frunghia rapid. Nu te zbate. Unde-s cheile de la motor? Zi rapid. Băi. Fără alb. Unde-s cheile de la motor? Cheile de la motor. Cheile de la motor? Unde-s cheile de la motor, mă?
A, ești prost sau te faci? Deschiderea de la motor. Nu știu, mă. A, nu știu. Ia dă-te o leacă. Lasă-l că poate își aduce aminte acum. Dă-te o leacă, colegul. A, să nu-mi contact, mă. Bagă la tine că vin eu cu motorul spatele tău, hai. A, perfect. Urmă la soțul meu acolo, mașină. Ia urcă voi bulangiul aici. Măi, centura e căscuța telefonul. Lasă că scoți să-și telefonul, e la mine, n-are ce să facă. Hai după noi. Dacă mă pierzi, să ne întâlnim în același loc, ca de obicei. Da, da. Ce zi mai bulangiule? Ești cam tare îngurat, așa? Dacă zici tu. A, dacă zic eu, a? Ia zic, cu ce te ocupi? Eu? Tu. Sunt vânzător. Ce vinzi? Mele. Ia uite. Uf, toți frendru cu mate. Și cum te cheamă voi pe tine, bolandiule? Pe mine? Nicu. Ia uite. Nicu Fonic. Nicu Foni? Nicu Fonic. Fonic, ok. Ia trage-l pe ăsta de gât afară cu rău. Stai că-i dau centura jos. Ia stai în cengul. Stai în cengul. Ia uite. Vaia de la costum, colegul, cred că miroase motorul lui, numai blânză mucigăit. Hai mă, genunchi. Nu te auzi pe joc. Zici să stai în genunchi. Ia pune-te genunchi frumos, la. Băi, miroase la motorul tău numai... numai brânză cu ce gai, să mă bată mâna de lui, ia să vă știu ce vreau. Un ptol. Bă, cu ai spamează ăștia F5 la... weapon dealer, te-ai mai văzut. Yeah. Bă, cu ai cu I, cu ai de la India. Nu ți-o că am găsit aici buletinul. Și ia vezi, colegul, m-a mințit că zicea că îl cheamă Nicu Fonica, Fonic. Cum îl cheamă? Ștefan Ciocan. Ia auzi, de ce m-a mințit, mă, pulanceule? Băi, n-auzi, băga mie și pula, mă, ta. De ce m-a mințit, mă? Băi, de ce m-am mers, mă? Hai, înapoi în genul să continui pe fiți, hai! Ce râs, mă? Ți se pare că ăsta e motiv de râs, mă? Am oftat. E mecanic. Ia zi-mă, bolanciule, de ce m-am mers? Nu te-am mers, bossule, am uitat că mi-am schimbat buletinul. Ai uitat, ha? Ia, uite, pula mea. M-au updatat fama. Băi! Băi, ce faci, mă, cu două pistoare? Ce auzi, al dracu? Băi, vorbește, mă! Da, mă! Ce faci cu pistoarele astea? Păi, dacă te-am spus că-s vânzător, dau tapă la ele. Vânzător de? De mele, i-am spus la colegul tău. Și cu titul ăsta? La fel. Dacă-ți văzător de mele... Auto apărare, ce? Pui pâine, ești antirist. Dacă pâine, sunt vânzător de mele, mai trebuie să le mai tai pentru clienți. Au, stai și tot, toți am la portofelul, dă-ți-am la buletinul din el. Mai au și 5.000 de aici, mă mai împrumut și așa de unde. Da, ajută-te, cum să nu. Cum să. Colegul ăsta, frățierul meu, dă-i tu trebuie frumos frânghia aia, că poate... poate are băiatul acolo, poate se simte un pic așa, știi? Ei, ai luat pistoalele alea? Hai, sus. Pistoalele alea, le-ai luat pe el? Stai, că-i le-au.
gata. Hai, dai frunghia jos. Ridică-te în picioare mai. Mai bun la început, ridică-te în picioare, n-am zis. Acum. Ok. Fără mișcări bruște, să nu te tai lângă. Așa, și de bună voie și de stilin de nimic, că nu sunt rău să-ți iau banii aia, dar tu singur. Dar cum să nu? Cum să nu? Și apoi, dezbrăcarea și la baie. Hai. Dezbrăcarea și la baie. Nu la capulă, că Miruș nu mai pune să muce găit. Ce? Dezbracă-te, mă, dezbracă-te. Păi să-mi vezi ciocanul. Eu zic că ești cam tare în gură, nu? Nu crezi? Dai, tot, dai tot ce după tine. Sunt tare în gură? Păi, dacă... Păi, dă-le jos după tine, ce nu mă. Ce să mai dau, nu vezi că... Pantofi și masca. Ah, pantofi, da. Și mai du-te dracu. Hai la lac. Hai, Valea, la apă. Ia-mă-te, mă, ia-l la papionul, dă-l papionul ăla jos. Că zici că ești de-ala de la stripsi. Lasă-l, mă, că e tare, na. Hai, du-te, spalte la pulă, jocosule. Bine. Fă tu TikTok. Sar puțin, că văd că te-ai împotmolit în picior. Așa. Ce uite, mă, și că... Uite. Dar tu vezi, bă, ăsta, cred că are tatuajul de-alea de la turbo, dar făceam noi când eram copii. Și azi, măi, bolangiule, mai ești tare în gură? Domnul Nicu Afon? Sau cum te cheamam, Sifon? Nu, am uitat acolo, nu mă știu. Dar mă uit după oricum i-a făcut, mă uit, te-ai reușit. Da, mă, el e Nicu Afon care vinde mere. Iar am pus-o bine, bine ce-am vine. Hai, bulanciule, grăbește-te. Fugi, hai, fugă, hai, fugă, hai. Hai, fugă, hai. Ia, bagă acolo un TikTok. Eu, că asta se pune poză, pariu. Ce-i faci, mă, ții la pantofi jos? Am o poză pe lângă. Stai așa. Tu-s friend-dropul, Dumnezeu, uite. Ia uite, mă, ce fuge. Bă, fuge ăla! La mă, nu-l fug. Invers, mă, fugi. Stai că... salut, bă, băieți, uite aici, la un TikTok cu bulangiul ăla care a fugit aici. Noi fuge de apă, că, na, așa fuge și mirosul plăcut de el. L-am pus să fac un duș aici, cât de cât, liniștit, frumos, dar na, n-ai cu cine. Îi place... Mucegaiu. Ce să zic, bă, băieți? Aveți grijă de corpurile voastre. Mai spălați-vă, bă! Spălte-le pulă și gosule. Și apoi vine și fine mare polonic cu cap. Dă-i bine la pulă. Băi, ești termotorul ăsta, că a fost bulangiu. Da, ce poți să zici că e bulangiu acum ai. Bă, hai cu motorul, că oricum tu ai arme acolo. A, da. Hai da. Hai că da, stau decât cu coaile pe motor. De curb stă în aer. Motorul ăsta nu e de două persoane. Dă-i la poliție. Îți dă-i cu doi? Nu știu, da-ți apă că eu nu vedeam pe jos. Haide mă, hai să-l luăm pe el. Unde ești? Mă, dar știți, dar ce-ți de la nu... Futu-s Hristos și mă, ți să-ți fut asta și mâine de copilor Igrofen. Orfan, ce ești băgane în pula în tacu. Ce-ai făcut, mă? Nu știi să...
Păi, tu să aștept la urmă că ți-a scos o mașină. Ești cu toți morții, mă, că poate te bată de familia, mă. Hai să luăm poliția, hai să luăm poliția. Îmi scot mașina și ghiși ce coaie. Da, mă, dă-l morții lui, hai să luăm poliția. Nu ne auziți? Ia, hai tu scos, o scos hărăm. Dă-i o tură, dă-i dreapta, dă-i dreapta și îi luăm pe la spate. Nu, mă, mă, bă, dă-i o tură de stradă cu aia. Așa, înainte. Dreapta, așa. Gata, oprește-te, oprește-te. Hai. Mâinile sus, băi bulangiilor. Mâinile sus. Lăsați armele. Lăsați armele. Acum. Poliția, lăsați armele. Lăsați poliția. Armele, poliția. Nu pot pe burtă că sunt operat la penicilină. Hai, câte unul, câte unul, ridicarea în picioare, hai. Cineva ceva pe căscuță are cap. Da, da, da. Băi, ridică-te în picioare, n-auzi? Mecanic, pleacă, hai, mecanic, du-te. Și tu ăsta în alb, ești liber. Băi, vale. Ăsta cu șepuță, du-te. Băi, pleacă, mă, n-auzi? La revedere, vă rog, să iau, pot să iau și bicicleta. Hai, Gabore. Iau, du-te, hai. Gabore, ridică-te în picioare, ți-am zis. Hai, câte unul. E garda, muie garda. Băi, Gabore, ridică-te în picioare, ți-am zis. Hai, mă, pleacă, mă, n-auzi? Așa. Așa, față la mașină. Față la mașină. Față la mașină, mă. Așa. Tu fără mișcări bruști, Gabore, că s-ar putea să-ți cap gulă în cap. Lasă arma. Ăsta, dă jos, lasă arma, că-ți dau cap. Fără mișcări bruști, da? Da, da. Bine, hai, următorul. Și tu ăsta, de pe jos, ridic-te. Acolo, hai. Stai. Băi, stai în pula mea în picioare. Gata, gata, gata. S-ar putea să-ți bag gulă în cap. Hai, veniți după mine, hai, rapid după mine, hai. Stai, stai, stai. Ia, hai. Și am luat pe frate. Aveți grijă. Băi... Să mai auzi sirene. Să auzi sirene. Doamne, m-a călcat ăla cu motorul pe picior, cum să alerg. Hai mă, bună ciură, uite. Deschide-le ușa, deschide-le ușa, hai. Și la ăla, hai, și la ăla. Hai, rugați. Cum ai șeful, gata. Să-mi pune și mie centura, să nu vă bine. Da, eu i-am pus-o lui ăsta din față, colegă. Pune-o lui ăla din spate. Da, și eu pun asta din spate. Băga mergi, pula. Stai așa. Și acum deschide-o un pic ușa la asta, colegă. Deschide-o un pic ușa. Dar n-are cum să dea pe stație, că e ilegal la mâine. Gata, închide ușa, hai. Dă-i, dă-i un pic în față, un pic în față, un pic în față. Ce? Și ia ziceți mai bulangiilor, mai dați amezi, mă? Da, am dat și fleici. Da, da, o să dăm cu tine. Da, amezi, e cotenoare, a? Dar nu știu dacă mai scăp cu viață, băi, bulangiule. Poftim? Nu, vă rugăm. Nu cred că mai scăp cu viață. Nu, 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 dăm amezi, nu, dăm amezi, nu, dăm amezi. Nu dăm amezi, nu. Nu, așa, în cazul acesta nu o să mai dăm amezi de mâine. Băi, bulangiile. Predăm demisia, ne predăm demisia. Bă, dar voi nu știți că salariul e mic. De ce mai dați și amezi, mă? Noi abia trăim. 7 pâini. Dar nu v-am dat voie. Păi, dar da. în primul rând, domnul pe care l-am oprit era urmărit pentru că a furat motocicleta, adică nu îi dădeam amende. Da, da. Aveam noi treabă cu voi. Băi, bulangilor, dar voi cam mirosiți. De când n-am dat voie? Bă, mai comenta, băi, dacă n-am stat, zic că n-am stat făcut un voie, firața e drept să fiți dăputăciu și prizni. Ia să ieși. Da, că eu i-am scos-ul ăsta din față. A, e miros, dacă mă tuca pe mine, ce să fac? Îl tragi de gât. Stai așa, stai așa, deci prima oară îl dau pe ăsta de aici, care n-are dreduri. Așa. Noză. E jer cât în pizda, măti, așa. Trage-l, trage-l de gât. Dă-i beltul, dă-i beltul. Ia în genunchi, mă, să vă știu ce aveți a voi. Hai, mă, în genunchi. Ce să aibă la ei, colegul? Ei, păi, legitimați un buletin, ceva. Da, mă. Aveam alte planuri cu ei. Băi, bulangiilor. Mai dați amezi, mă? Da, și... Nu mai dăm, șeful, gata. De ce dați amezi, mai bulangiilor? N-am dat, șeful, amezi. Domnule, ce se face că dacă nu dăm amezi, dau afară de mod, amezi.
Vezi că nu te aude la distanță, dacă mă înțelegi. Ia-o o pastelă. M-auzi acum? Da, e foarte bine. Nu, noi credeți-ne și pe noi, că noi nu vrem să dăm amenzi. Noi, adică noi suntem obligați să dăm amenzi, altfel ne dau afară, ne mor familiile. Dacă ne dă șeful afară... Ne dă șeful afară, dar... Hai, așa, băi, buletinul ăsta, tu ce are, mă, nu mergi să-i faci poză, mă? Păi, cine e șeful tău, mă, bulangerilor? Nici noi nu-l știm. Păi cum adică, mă, te dă șeful afară, dar nu știi șeful? Nu știi cine e șeful? Face comunicate, da. Ia, nu vorbește niciodată direct cu noi, e... Dar ce, e extraterestru, ce dracu? E prea presus. Are față ca mine, așa? Nu. Nu l-a avut nimeni în persoană. Doar ăștia mai mari. N-avem treabă, noi suntem niște amărâți. Noi suntem și noi aici mai... Mai noi. Băi, colegă, mie mi s-a stricat telefonul, pe mine și pun la telefonul meu. Sancții banchi! Auzi nume ce are ăsta, mâncați aici. Sunt unguri. Ia să uit ce mai are ăsta. Hai, colegul, faci TikTok acolo? Da, gata. Băi, bulangilor, hai că merge camera acum. Ia ziceți-mă, bulangilor, mai dați amenzi? Nu mai dăm ce... Nu mai dăm, nu. Dar de ce dați voi amenzi, mă? Nu, suntem tari în gură, nu dăm sancțiuni, nu mai dăm amenzi. Ne predăm și de misia, nici probleme. Ziceți după mine, ziceți după mine, nu mai dăm amenzi. Nu mai dăm amenzi. Ne lepădăm de amenzi. Ne lepădăm de amenzi. Amenzile nu sunt bune. Amenzile nu sunt bune. Perfect, dați încolo, o să mai dați amenzi? Perfect, de azi încolo să mai dați amenzi? Colegul, ia dă-le hainele jos, le trimitem la un duș rapid, cu apă rece, să le treacă de amenzi. Ai de capul meu, mamă, fac hipotermie aici. Lasă. Mor de risc. Bine că nu mor din cauza amenzilor. Tu știi cum e? Ia să mă uit colegul că poate îl găsesc cu droguri la el, ia să văd. Hai că polițist cu droguri, n-am văzut. Nu ocupăm noi cu de-astea. Nu, ia să fiți la asta. Ia ziceți-mă, sunteți de la antidrog? Asta parcă avea ceva. Are, nu. Sunteți de la antidrog, mă? Nu. Nu, suntem de la anti-amenzi acum. Aaa. Vreau să le iau armele alea de bază ca să reprofilăm. Trebuie să facă și eu baie? Păi, pistoale, ceva, armament, n-are dotare. Uite, văd aici, în teacă, în astea, stai aici să... Hai, iau eu la asta cu dreduri, iar tu la periuță. Gata. Tu în scurt sunt eu, nu periuță. Hai, mă, să văd ce are asta. Băi, bulangiule, mă. Ăsta, să știi că e... Asta e... Și ce s-a dus, cutie, colegul, o cutie, te rog eu frumos. Văd aici un pistolaș. Ați auzit, mă, cum e tot scoate? Bă, două pistole, mă? Da. Și eu am mai găsit unul aici. O lanternă, în caz de... Na. Bă, deci fii atent, două pistole. Asta e că la noi e secția mai plină cu curent. Băi, ia-i, deci fii atent, dar are băiatul meu aici două pistole și un taser de la Hidden, ne-a curentat pe noi atunci. Taserul ăla deja ai folosit, că l-am folosit azi. Da, și eu l-am folosit azi. Deci, iau pistolașul ăsta, pistolașul ăsta la taserul, cuțitașul, ce altceva? Nu, mă, colegul, dar multe ascunzi acolo. Dar ce-ai la pulant? Păi ce-i ăsta tare aici? Ia uite, mă, o cuțit de pateu, ia fii atent că-l iau și pe ăsta. Băi, bulangiule, ce-ai aici la picioare, mă? Ce-i între picioare tare așa? Mamă, deci trei milioane. Aaa, e bulanul, bă, și eu prost credeam că e altceva. În fine, hai. Dă-le, mă, ce. Ia-le, șeful, ia. Hai, le punem aici, vă băguiți. Dă de acolo, dă așa că iau cutia să-i pun ăla. Dar poți să le, mai bine și bag-le la mine în geantă, că nu, n-are ce să le, n-are cum să le ia de la mine. Păi eu rog, nu le-am acolo, stai așa. Hai, colegă, mai durează? Că ăștia pot de... Mamă, mamă. Să vă spun o chestie cu armele alea. Vă spun o chestie spre binele vostru. Armele alea pe care le-ați confiscat sunt la poliție, știți? Așa. Și eu zic să scăpați, să aruncați cutia undeva într-un lac. Băi. Ce s-a întâmplat, domnule?
What the fuck? Că... Băi, ce caută ăștia cu mașinile pe aici, coi? Și mi s-a părut că era mașina de poliție, ești prost? Păi e, chiar e, chiar e. Da? Chiar păi nu mai bine vă omor eu acum și plec? Nu, 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 că nu i-am chemat noi, nu i-am chemat noi, nu i-am chemat noi. Nu i-am chemat, nu i-am chemat noi. Ce nu i-am chemat noi? Vino. Băi, mi s-a părut, mi s-a văzut sirene. Păi nu ți-a părut, chiar sunt sirene. Domnul! Alo. Băi, bulangilor, dacă vreun coleg de-a tău se apropie, muriți, nu, direct. Nu, doamnă, nu, eu. Ia să se ridice, băi, drădâneți, ridică-te sus, mă, dradu. Iar ridic-ne picioare, mă. Vreau să vă zic ceva de sus. Ridică-te sus, mă, ridică-te sus. Da, mă, bulangilor, ce? Ia să vedem, mă, poliția. Nu, deci armele pe care le-ați confiscat de la voi. Băi. Armele o să le aruncăm, noi nici măcar nu te-am lăsat, nici măcar nu știi ce frâns facem cu armele astea, le aruncăm, wow! Băi, ridică-te-mă în picioare, n-auzi? Băi, el am paltou, băi, el am paltou, lasă arma! Lasă arma, că avem doi stații! Te-ai uitat în spatele tău, te-ai uitat în spatele tău? Îți moare colegul! Da, am văzut, am văzut! Îți moare, mă! Vrei, vezi că îți moare colegul? Bă, ce asta? Să prin ce câmpi la moadă? Bă, zi, vrei să vezi că moare colegul? Băi, colegul, stai puțin aici! Păi nu, să zici să nu-l omoare! Păi de ce să nu-l omoare? Hă? Ia zi! Zi, mă, de ce să nu-l omoare? Păi, stai pe loc, stai, păi, stai cum e... Loc. Băi, cum adică? Cum adică? Lași pistolul jos și... Am înțeles. Lasă arma, apoi eu pun pistolul pe el și... Pula mea, cum adică? Am chat-on? Da, hai că l-am. A, nu mai am baterii. Băgam-i-și. M-auzi, mă? Te-aud. Băi, lasă arma jos! Ce dracu tu nu înțelegi? Vrei să mor al tău? Bă, am voie să-l omor pe-al lui? Păi mine mă omoră de aici. Pula mea, nu știu, fă ce vrei. Fii atent, mă duc până la mașină, apoi îl las pe-al tău și plec, da? Dacă ai luat arma după jos, al tău e mort, da? Orice armă, dacă ai luat-o după jos, armă jos. Băi, tu n-auzi să... Băi, îl vreți pe-al vostru viu? Și pe-al tău dezlegat? Ce cheie universală, mă? E legat cu sporul. Băi, cu cheia noastră legat. Băi, păi cine dezleagă? Eu, dar dacă tu nu mă aștepți, deși atent. Eu ți-l las pe ăsta, eu îl ăsta îi bag la buzunar cheia și toată lumea pleacă fericit. Vreți așa sau vreți să iasă cu scandal? Deci fiți atenți ce face. Voi vă duceți la mașina aia, eu îi dau cheia lui ăsta. Eu îi dau cheia lui ăsta. Nu ți-o dau de acum, băi, tu faci tatărincă cu mine, măi. Băi, ține distanța, ține distanța! Bun, vorbim de la distanță. Auzi, Gizda? Dă-te acolo, băi, eu îți dau ție cheile și aia te dezleagă, da? Ia uite, mă, al tău a scos arma. Băi, el avea arma pe jos, băi, ia stai așa. Băi, ia fie, băi, ia scoate-mă puțin, mă. Băi, ia tăși puțin, mă, bă, tu aveai arma pe jos, ai scos chinul de la mașină, câte dracu arme de-astea ai? Sunt mai multe, sunt dotare. Bun, ascultați-vă puțin cum facem. Eu vin la spal vostru, vă îndepărtați, am băgat cheia ușor în buzunar, încă e la mine, pic așa. Eu las, eu plec, toată lumea pleacă e fericită, fără scandal, vreți? Eu atâta v-am rugat. Bun, dar eu v-am zis să stați la mașină ca să-i dau drumul, atâta. Nu l-o mor. Perfect, dați acolo la mașină.
Păi cine a venit? Eu v-am zis, da, am și urmare. Păi voi cine v-a chemat? V-a chemat unul din ăștia? Nu v-am chemat, mai a venit ăsta, știi să chem. Opa, bă, ăla unde a băgat mașina, mă? Băi, ia, chemă-l pe Siasul ăla, mă. Bă, Siasul ăla, unde a băgat mașina voastră, mă? Băgatul... Băi... Băi, fulărar, unde e mașina aia de poliție din față, mă, de băgată? Scuze, șerifule, eu mai bag mașini în buzunar, că... Ei, bagi mașini... Cum adică mai bagi mașini în buzunar? Păi, dar ce ești tu, mă, magician? Mâine ori mai sunt și magician, îmi pare rău. Mii de euro, îmi cer mii de euro. Deci, ia uitați, băiatul ăsta bagă mașini în buzunar. Da, polițiști, ce părere aveți, mă? Ia zice și voi. Ce părere aveți? Ce erau cu fața? Am văzut cum a dispărut. Dar nu vă supărați. Mașina de unde ai luat tu arma, mai e acolo? Eu nu mai văd pe șosea acolo. Da, țineți distanța, eu nu vreau să fiu conjurat, nu vreau să fiu conjurat. Îmi cer mii de euro, îmi cer mii de euro. Bun, domnii de la SIA, fiți atenți, am vorbit cu colegii dumneavoastră, da? Voi stați. E, nu, i-a vorbit colegul meu, voi, dacă el a venit... Bun, deci fiți atenți cum face. Băi, dar m-a ascultat și pe mine, mă? Vă spuneați, m-a ascultat și pe mine, băi, treci în fața mea, nu-mi place să fiu conjurat. Băi, spre binele polițistului, treci în fața mea, nu poate să fiu conjurat. Fiți atenți, mă ascultați? Yes. Voi stați la mașina acolo la Sias, eu îi băgă ăsta cheia în buzunar, de la cutușe, și toată lumea pleacă. Am vorbit cu, nu știu cum îl cheamă, bă, tu ce ofițer ești mă ăsta cu barbă? În fața mea, cu barbă albă. Tu. Auzi, mă? Bun, tu domn agent. Păi, te-ai zis să stai în fața mea? Lasă, păi, ți-am zis că n-am zis să fiu conjurat? Lasă arma! Bun, și v-am zis, domnul agent de acolo de față a spus în felul următor. Eu îi dau cheia lui ăsta și voi stați la mașină. Eu mă urc în mașină și plec. Vă convine așa? Și ai vrea să zați polițistul? Ce avantaj vrei să mai crezi? Vrei să-i tăbări așa pe mine? Până l-am pe al tău, polițist. Până l-am pe al tău, uite aici așa la încătușat. Ascultă-mă un pic. Cum n-am arma la capul lui mântu, visez? Ascultă-mă un pic, te rog frumos, lasă-mă zi-o pe ăsta. Fii bani pe al tău, Colegu, vorbește tare să n-audă că e de zonul roțile. Și noi te lăsăm să pleci. E perfect. Unde se furișează rău? Eu am zis așa, dar... E bun, eu la mașină voi acolo, eu i-am băgat cheia și am plecat. Eu îi comand pe cei de aici, așa că cu mine vorbești. Cu cine? Okay. Cu cine am unde? Nu am legitimația în numele asta, ascultă-mă. Nu, e atâta, nu prea nu. Nume... Păi, dar ți-am zis să nu te mai furișe spatele meu? Uite, eu sunt Garge, da? Da. Poate vorbim așa, dar la persoană, la persoană. Da, deci, ascultă-mă un pic. Tu-i bagi ăsta cheia dacă tu știi. Ce a făcut altul acolo? Ce s-a auzit? Nu a făcut nimic, bune. Băi, ia stai așa. Băi! Care a tras aici, mă? N-a tras, mă, nimeni, nu. Domnule, bă, sigur că n-a tras nimeni nimic. Uitați, stați un pic să-mi pus oameni. Ia vezi, coace. Ia vedeți roata asta. Dar tu cum ai auzit că s-a tras? Că nu... Păi e, băi, e foc, e armă. Ce armă visezi, băi, bere? Că eu n-am auzit că s-a tras aici, acum n-am auzit. Vezi că n-a fost niciun pistol, hai, nu te mai trage pe urechi. Cu roata intactă. Bun, vreau cu domnul Garge. Ascultă-mă, eu sunt, ascultă-mă un pic. Rog frumos, facem așa. Noi îți aduceți eu o mașină, cel mai bine. Și tu ne-l dai, pui nu, vezi mașina aia verde de acolo? Da. Mașina aia verde de acolo e a mea. Ok, atunci asta facem așa. Pune-mi ăsta, pune-i lui băiatul ăsta cheile la cătușe în buzunar. Și tu ești liber să pleci, nu trebuie să-ți faci. E bun, dar am spus și eu în felul următor. Yeah. Să vină Sia Suan cu ace, că păi vreau să vă văd aici, nu? Păi bun, așa. Yeah. Bun, și cum v-am zis, voi vă duceți la mașină, eu-i bag cheia, am plecat, toată lumea pleacă fericită, ce ziceți? Da,
E perfect, haide, plim, poți. I-am luat-o, nu, i-am luat-o, pentru că ați venit mai mult și voi. Păi și cheia mea, vărule. Pentru că ai tras farma, dar... Nu ai tras farma. Dacă am auzit buf, bine. Bun, și al tău, și al tău unde a băgat, al tău unde a băgat, al tău unde a băgat mașina? Păi unde a băgat? Era o mașină de poliție în care ăla cu arma aia în spatele tău. A, a furat-o cineva, nu? Nu, eu l-am omorât, l-am omorât al meu. Da. Pare o poliție. Da. După ce a deschis ăla foc. Păi bun, și eu dacă vorbesc cu domnul Garza, nu înțeleg de ce te bași. Bun, domnul Garza, cum facem? Voi vă duceți acolo, te bag cheia, că i-am luat-o pentru că nu vezi pe unul ăsta cu mare, și lasă-mi pace. Perfect. Bă, care trage, e voi cu mine, așa. Haideți. Bun, facem? Da. Hai. Bun, voi la mașină, eu la mașină. Haideți, toată lumea. Vezi că cheia pe care o are el? Băi, domn, băi, 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 băi. Gata. Bă, bune acum. Băi, ce facem, băi? Bă, ăsta se facă... Când vrea să te bagi în boschez, mă? Bă, bă, dacă nu plecați, îmi pot supăr pe voi, hărți. Așa. Domnul, m-auziți? M-auziți, domnul? Domnul?
Bă, m-a spawnat și pe mine pe server. Salut. Te-ai spawnat mort, nu? Da. Dă-mi și mie revive că m-a spawnat mort. Mulțumesc mult. Comandam băuturi, fine.
Păi, m-auzi, mă? Băi. Mă auzi? Da, mă. Ce s-a întâmplat? A făcut echeata la? M-a luat poliția. N-a făcut echeata la? Nu. Zi. Da, bucătărie, da tigai. Eu cred că este legal, domnul, e iarbă de aia de la mine culeasă din grădină, dar băgam mâna pe-n ea. N-am și o curiozitate, cum au venit poliția exact acolo unde se erau ăștia? Nu știu, căci ne-au omorât, n-am. Căci ne-au urmărit, că ne-au urmărit atunci de pe pod când am sărit și ce pod am sărit? A venit și Iasul, a dat slash de la mașina ăla, ăștia, bă, vai de capul. A, mi-a luat 27 de marihuana, semințe, cannabis. În două minute poți stau gift. Ce, și-a băcat? Cam cât mă duc? Așa. Cam cât mă duc? Nu înțeleg unde va intra tot ce aveam eu acolo, dar e bine. E bine, nu? Nu, mie 100 de... Mie-mi găsește 100 de marihuana. Unde? Așa, din prima? Așa, din prima. Nu, vezi că poți faci tichet după. Așa, că tot la fel era să fiu sancționat cu unul când îl jefuiam. Eram cu unul. De ce vă uitați acolo? Bă, dar... Trece picioare din 5-5 minute? Așa. Zi ce zic sentința finală, că nu mai... Cinci pe luni? Bine. Bine. Așa. 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 Ce-mi dragul domnul că v-am zis că e ulei de ăla de pui în tigaie? Și că aia e iarbă, era iarbă luată din grădină, ați văzut și dumneavoastră, erau fire de iarbă moale. Cum puteți să spuneți dumneavoastră că am avut droguri la mine, domnule? O să fiți colegi de celor cu mine? O să fiți colegi de celor cu mine? Perfect. Deci, până la urmă, cât e final? Avocatul, lasă avocatul. Nu vreau avocat. Păi dacă nu vreau avocat, de ce să-mi dați avocat? Dacă nu vreau avocat, de ce să-mi dați avocat? Că nu înțeleg. Păi bun, și ce sentință? Pentru ce să scadă sentința dacă ai făcut niște lucruri pe care... Să-mi dea sentință dublă?
Auzi, nu mai vreau, dacă îmi dă dublu, vai, nu. De simțit. De ce a scos ăla? Păi, dar de ce a scos ăla la mine? Păi, dar vă aveți două buloane la dumneavoastră. Aeronava cu numărul 1 al firmei Underground Airlines va ateriza în câteva minute. Este recomandat să aveți centura pusă. Pentru că văd... Mulțumim mult că ne-ați ales. Păi, tu îmi zici ca să spun... Oh, ce poliție vorbi, fii atent. El îmi zice să spun ceva și eu când îi spun chestia aia, îi zice, taci din gură. Că ai venit aici, sigur nu mai pleci de aici. Că ai ales orașul potrivit, ascultă-mă ce zic. Introducerea te poate învăța cum să trăiești, să știi că nu e ușor, că trebuie să știi. Așa vine vorba, băgați de noastră. Influențe ce te pot trage în jos, trebuie să ai grijă că e un joc periculos de început. Deci îmi ziceți că e totala? Îmi ziceți că e finalul? Cred că e pe matematică. Acolo dau ceva la avocat și... Dar ce crezi, că nu o să scap? E, o să vă fac băia bună pe acolo și o să ies mai devreme. Aeronava 47.000? ...al firmei Underground Airlines va ateriza în câteva minute. Este recomandat să aveți centura pusă în timpul aterizării. Așa? Și câte luni? Mult că ne-ați ales. Underground România. 60. 60. Și bine ai venit. Câte? De toate avem ceva de stabilit. Că ai venit mai pleci de aici. Că ai ales orașul potrivit. Ascultă-mă ce zic. Introduce. Dar nu vreau avocat din oficiu. Cum să trăiești, să știi că nu. Dar nu vreau din oficiu. Băga mea și pula în jocul, mate. Coaie, mă trolează unul. Băga mea și pula, mă, să adminul pulei. Care ești, mă, păcate? Hai, sunați noastră, cum ar fi, hai, sunați-o. Dacă tu știi jos numele, dați că, oricum, să te chizi la celulă. Periculos, nu mai sunt că mi-ați luat armele. Bă, au voie să zică care-i cameră în piept? Hai că... Păi, de ce? Ce-au făcut? Zică, fii atent, zic așa, dar dumneavoastră, cum a zis? Avem cameră în piept, acolo v-am zis, avem cameră în piept. Este recomandat să aveți centura pusă în timpul aterizării. Mulțumim mult că ne-ați ales. N-am zis nimic. Începătorule și bine ai venit. Înainte de toate avem ceva de stabilit. Că ai venit aici, sigur nu mai pleci de aici. Că ai ales orașul potrivit, ascultă-mă ce zic. Introducerea te poate învăța cum să trăiești, să știi că... Băi, cam asta a fost life-ul. Oh, dar mie nu-mi dă ceva la deducție. Cum a ajuns echipajul acolo?